Bună seara, doamnelor și domnilor! Invitatul nostru de astăzi este președintele Partidului Socialiștilor, ex-șef al statului, domnul Igor Dodon. Domnule președinte, bună seara! Și vă mulțumim tare frumos că ați venit la emisiunea noastră. Bună ziua, domnule Gonță! Păi, ce râzi dacă e ora 11:45? Care bună seara? Eu înțeleg că care ne privesc o să ne privească seara, dar dacă se întâmplă ceva până seara și în emisiunea noastră spunem. Poate nu se mai întâmplă. Și eu la ora 2 am judecat azi încă. E că noi trebuie să reușim într-o oră jumătate să facem misiune. Da, nu-i sentință, nu-i nimic. E pur și simplu... Te-ai meștii pe dânșii. Multă minte n-au. Mult succes. Guvernarea, dar judecătorii au. Un cuvânt bun judecători, așa că... Haideți la știri, vă rog. Ieri, Centrul Național Anticorupție a difuzat un comunicat că a tras o fugă până la aeroportul internațional Chișinău. Și de acolo a ieșit cu 3 inspectori vamali. Unul este copilul unui deputat PAS. E o domnișoară care a fost luată pe sus și este fica unei deputate din Partidul de Guvernământ. Al doilea inspector vamal este fiul unui deputat socialist, domnule președinte al Partidului Socialiștilor. Și al treilea inspector vamal luat pe sus este fiul unui fost deputat din Partidul Democrat. Eu chiar credeam că e banc inițial, parcă intenționat, dar se pare că n-a fost. E o pură coincidență. Unu. Cum vedeți? Doi, cum comentați? Domnule Gonță, în primul rând nu este corect informația că a fost luat pe sus. Cel puțin un fiul unui deputat socialist. Eu am discutat cu deputatul nostru, cu domnul Mudreac. Eu am spus numele. N-a fost reținut, a fost reținut doar celălalt. De ce spun? Eu am discutat și ieri, am discutat și astăzi, pentru că noi tot timpul susținem colegii noștri, comparativ cu ceea ce fac cei din PAS, care cer demisii și alte chestii, dar acum o să comentez acest lucru. Nu a fost reținut, nu a fost pus sub învinuire fiul deputatului socialist, a fost doar bănuit și mă de ce că se afla în momentul acela, în acel spațiu. Adică acolo nu este absolut nimic. Eu m-am documentat deja. Cunoscând ce înseamnă învinuit, bănuit, învinuit, inculpat, eu am trecut anii ăștia codul penal și codul procedură penală, probabil știu că așa avocația mea deja. Deci acolo nu a fost nimic, s-a făcut show pe seama socialistului, acel băiat nu este implicat și nu este pus sub niciun fel de acuzație pentru că nu este nimic pe el. Asta în ceea ce țin de comentariu referitor la informația despre socialiști. 2. O să comentez și mesajul președintelui Parlamentului. Eu consider că este un mesaj total deplasat. Ce ține de demiterea doamnei deputat care este mama? Eu omul nu spun de deputat PAS sau de deputat oricare, dar nu poți să-ți permiți să acuzi un părinte de ceea ce a făcut un copil sau un copil de ceea ce a făcut părintele, mai ales neavând încă în sentință, neavând multe lucruri. Deci aceasta a demonstrat, de fapt, ce înseamnă PAS pe acest caz concret și trebuie să cunoască toți cei care slujesc PAS-ului și Maia Sandu acum, nădejdea sunt mulți, că eu să fie aruncați așa cum la zgădut pe perom șuhere. Este o vorbă foarte bună în filmele rusești. E ca ce s-a întâmplat. Acum, ce se întâmplă, referitor la ce se întâmplă la vamă? Două, trei cuvinte, repede. Vă rog. Mai mare corupție, că acum la vamă nu a fost. Să implicați și fruntaș PAS, să mai caut prin Parlament pe acolo rude ale altor naționalnici la Parlament, cei care ne privesc acum știu despre ce este vorba și cei din vamă știu despre ce este vorba. S-au creat așa filtre și așa ferestre unice de strângere a mitii. Noi știți că toate rutierile care duc pasageri sau colete din Italia, din țările UE, la diaspora, stai, apropo, toate trec doar prin Leușeni. Nu prin alte vame, doar prin vama Leușeni. Toate cele mai interesante, din punct de vedere financiar, mărfuri sunt transmise doar prin Leușeni. Și lucrul ăsta se știe deja. Atunci când mergeți la Leușeni și vedeți cozile cele mari, și apropo, pentru tieri s-a făcut fereastră separată, să știe cât costă, ca să treacă rutieră mai repede, mai încet, lucrul ăsta se vorbește în piață de către absolut toți. Și lucrul ăsta se cunoaște. Deci în ce s-a transformat serviciul vamal și nu întâmplător noi vedem cum scad încasările la serviciul vamal. Anul acesta avem minus încasări la serviciul vamal. Ajungem la tema asta. Pe fundalul creșterii accizilor și taxelor, în acest an comparativ cu anul precedent, noi vedem că scad încasările la buget de stat. Păi aceasta este confirmare la fără de legile care se întâmplă mai multe instituții de stat și acum vorbim concret de vamă. Domnul președinte, două precizări la cazul cu care am început în emisiune. Cine a fost ținta, în opinia dumneavoastră, din cei trei
Eu, din ce știu, da. Lupta între grupările PAS, cine ia mai mult, cine ia mai puțin, șeful de tură nu s-a înțeles cu șeful la VAMA, șeful de VAMA nu s-a înțeles cu șeful la tură, o scris unii pe alții, apropo, o scris unii pe alții la procuratură și la CNA, aceia au pus camere peste tot, e sancționat, adică aici nu e ca nesancționat, deci sunt dovezi. Au pus în birouri începând cu luna decembrie sau începând cu ianuarie și au fixat tot parcursul ultimilor trei luni. Concret, cum se lua bani, cum se număra și multe alte chestii. Și scurgeri între ei, repet, unii au scris pe alții. Iar ca ce s-a întâmplat. Nu să-l criticați pe domnul Igor Grosu pentru că a cerut demisia doamnei deputat, mama fiicei luate. Dar el invocă motivul că noi, partidul de guvernământ, suntem curați ca lacrima și nu admitem acte de corupție. De asta... Asta e banc, domnule Gonță. Și... Hai, nu-i smișno. Hai, smerge la alte teme. Partidul PAS, partid curat, nu poate putea să spuneți asta 3 ani jumătate în urmă. 2 ani jumătate în urmă, când au fost alegerile parlamentare. Poate cineva mai crede. Acum nu crede nimeni. Toți știu ce înseamnă PAS, toți știu ce înseamnă Maia Sandu. Toți înțeleg că mai corupt guvern, președinte și guvernare, majoritate parlamentară în Republica Moldova nu a fost. Nu a fost, eu nu mi-aduc aminte. Vedeți, în politică activă din 2003-2004. Nu ce ține de doamna președinte, nici măcar suspiciuni nu sunt că ar fi nereguli. Știți cum mi-a spus un om, eu sunt foarte dispensar, discut cu multă lume și când discutam despre schemele de, la gaz, la drumuri, multe, multe alte chestii, și un om din sală mă bătrânel. Că cineva spune, uite, dar poate Maia Sandu nu știe. Și un om din sală, încă o dată, îl citez. A spus că președintele țării care are tot în mâna lui și se întâmplă așa acte, ori e prost, îl citez pe dânsul. Și atunci de ce avem un prost în fruntea statului? Ori în temă. Și e corupt. Și dacă e corupt, de ce avem în fruntea statului? Deci e una din două. Nu poți să nu știi aceste lucruri și nu fii complice. Având în mână absolut toate instrumentele statale. Eu cunosc, țin cont de experiența pe care am avut-o. Oamenii de la SIS subornează direct președintele statului și în fiecare zi scriu note. Acum și mai mult, anterior nu era, acum are și CNA-ul și procuratura și televiziunile toate și guvernul, nu tot absolut. Și să spună că nu cunoaște, nu. Lucrul acesta nu-l crede nimeni și nu-l va crede nimeni. Mai este 3 opțiuni, având atâta putere, nu reușești să asimilezi atâta informație. Nu. Încă ceva despre aeroport, în contextul perchezițelor de ieri. Dumneavoastră nu credeți că va veni o zi când ofițerii Centrului Național Anticorupție sau procurorii anticorupție vor efectua la fel o vizită similară la aeroport, doar că deja în contextul așa numitor licitații care se întâmplă de ceva vreme. Eu cred că se mai întrebe altceva. În contextul ceea ce se întâmplă, poate ești la PAS o să gândească să deie în arendă, în concesiune și VAMA. Dar care e problema? Și-au făcut spână sau cineva o firmă și e în concesiune VAMA de la aeroportul din Chișinău. Dar ce este mai chinui? Ai luat 1 metru de frontieră și faci ce vrei. Treci pe acolo tot absolut ce vrei. Bine, e de râs, dar e de plâns de fapt ceea ce se întâmplă. Nu, cu ceea ce fac eu acum cu spațiile la aeroport, eu cred că deja e anecdot pentru toți absolut. Toți înțeleg că este vorba de o schemă ilegală. Toți înțeleg că acest pretins concurs licitație este fraudată și este organizat condițiile sub un anumit participant pentru o singură companie. Toți înțeleg că este implicată instituțiile de stat, ministru, poate mai sus, instituția prezidențială. Dar după ce au fost blamați de societate, de mass media, ei merg înainte cu că merg ca tancul. Cu nimic bun lucrul ăsta nu o să finalizez. Eu am văzut lista la alte companii care au încercat să participe acolo. Ați văzut, s-au interesat. Și când au văzut condițiile, am zis că nu pot să... Companii internaționale, companii naționale, care ar fi gata în condiții legale, în condiții transparente, să participe, să dea mai mult bani la stat, dar ei nu sunt admiși. De ce prelungirea concursului încă cu o lună sau cum prelungit acolo, eu cred că la nimic nu o să ducă. Companii serioase, eu nu vreau să spun compania ce nu este serioasă, nu vreau să învinuiesc pe nimeni, neavând detalii. Dar companii care se estimează pe ele, pur și simplu nu vor participa la acest concurs trucat. Bun, haideți și la alte știri. Ce s-a întâmplat, domn președinte, la Bălți? Pentru prima dată, dacă nu greșesc,
un primar ales al Bălțului a fost dat afară, dacă pot spune așa, din prezidiul Consiliului cu votul socialiștilor și atenție al PAS-ului. Și al lui Grigorișin și al lui Glicor, de la partidul lui Glicor, adică acolo e vorba de toți în afară de Șor și Usatăi. La Bălț este coaliție Usatăi-Șor. Șor-Usatăi. Dacă ar fi coaliție Șor-Usatăi, ar avea majoritate. Nu, acolo un vot nu ajunge. Acolo e 13 la 14, dacă nu greșesc, și 14 la 13. Acolo se schimbă în fiecare zi. Așa. Ce a fost acolo cu domnul Petcov? Păi cu domnul Petcov, care încearcă eu, din nou, din spusele colegilor noștri, ne-am avut o discuție chiar ieri, cu președintele fracțiunii noastre, în CMC, în CMB, Consiliul Municipal Bălț, domnul Moroșanu Maxim. Sunt foarte multe încălcări. Sunt decizii ale Consiliului Municipal. Decizii care primarul nu vrea să le execute. Sunt încercări de anumire în funcție apropiați de lui Usată, de lui Ușor, care sunt cu probleme de integritate. Și Consiliul Municipal le-a blocat. Decizii, argumente foarte clare aduse. Și primarul nu le execută. Dar cu ce ajută că îl dați afară din prezidiu? Păi eu cred că a fost mai mult un gest simbolic, important. Acum o să urmeze, înțeleg, multe revanii vor să facă același lucru. Unde sunt primari, bine, întâmplător sau nu, tot la Usatăi, ar putea fi aceeași soartă și în alte primării unde sunt posibilități de a face astfel de lucruri. Eu cred că a fost un gest simbolic, important, mesaj, și pentru bălțeni. Eu am fost în Bălți, în ultimele două săptămâni am fost două ori, sau trei săptămâni de două ori. Am fost la piață în Bălți. Am fost la depuneri flori, m-am salutat cu Petcov. La depuneri de flori, care e problema? El e primar, la moment. Mergem împreună, am depus flori cu toți bălțenii. Dar eu am întrebat de oameni, oamenii cam nu prea sunt mulțumiți de ceea ce se întâmplă în Bălți. Și o să vedem, eu am auzit inițiative de la ei de acolo, că poate fac un referendum și-l dau afară, nu știu, o să vedem. De la ei, de la cine? De la bălțeni. Mine oameni la piață m-au întrebat. Nu, de la consilierii socialiști. Nu, a noștri încă... Păi, omul a fost numit de mult, lasă să arăte ce poate face. Noi vedem ce nu poate face. Păi ce fi, nu putem, nu vedem că face ceva. Dar eu aud la bălțeni, de la oameni, de la vânzători, cumpărători de la piața centrală din Bălț, îmi spun, domnul, dar acăva procedura eu vâgnăte. Zic, este referendum, este zacon, să blidați, smătrite, через год, после назначения, можете запускать процедуру. De ce în Bălț poate fi diferite situații? Doar în Bălț. M-ați întrebat de Bălți, eu v-am spus de Bălți. Haideți la Chișinău, domnul Ion Ceban, de ce nu-i faceți așa? Tot se poate cu fracțiunea PAS. Doamna Zinaida Popa, așa, fracțiunea ar fi foarte fericită. Păi pentru ce să-l penalizăm acum pe Ion Ceban? Noi cu Ion Ceban avem dialog. Eu nu înțeleg. De ce constă acest dialog? Eu cu domnul Ceban mă văd, dacă nu, de două ori odată pe săptămână, la sigur. Noi încercăm împreună să găsim acum consens pentru a vota bugetul. Mm-hmm. Eu spun cum este. Noi am discutat destul de detaliat săptămâna trecută chiar. El e des prin deplasări acum, dar săptămâna trecută, vineri, dacă nu greșesc, am avut o discuție destul de bună. Eu cred că noi trebuie să găsim un compromis, ne mișcăm înainte pe rezolvarea problemelor chișinăuienilor. Noi am propus, apropo, colegii noștri de la Bălți, au propus același lucru și lui Petcu. Deci, haideți să ne mișcăm pentru interesele celor din Bălți, la fel ca din Chișinău. Dar domnul Petcu v-a propus o funcție de viceprimar, de ce ați refuzat? Eu înțeleg chiar acum să discut acest lucru. S-a propus un oricare businessman, nu știu familia, numele, care încearcă să-l promoveze Petcu, fără acceptul consilierilor din Consiliul Municipal Bălți. Acolo, eu cred că următoarele zile, săptămâni, că va fi multe decizii interesante. Revenim la Chișinău. Așa și nu avem o coaliție de guvernare în CMC. Nu o să fie coaliție de guvernare în CMC, pentru că noi am spus că noi vom vota orice proiect în interesele chișinăuienilor. O să vină cei de la PAS, cu care, apropo, este dialog. Ceva pentru chișinăuieni, nu știu, un proiect, nici să n-al vota. Chestiuni politice. Evident că noi nu vom vota în Consiliul Municipal Chișinău. Păi domnul Igor Grosu v-a propus unirea în CMC. Nu vedem până la moment cum putem să fim împreună în CMC împotriva primarului general al municipiului Chișinău. Repet, cu primarul general avem dialog, avem întrebări multe, ele nu au dispărut nicăieri. Sunt și multe lucruri la nivel între echipe, care nu prea se înțeleg. E clar de ce, pentru că Ceban a fost cu noi, s-a dus, nu s-a dus. Și a schimbat poziția, dar la moment eu rămân optimist că noi putem să găsim limba comună. Cum
Cum sunt coaliția cu cei din PAS în teritoriu? Totul e bine? Sunteți ok? Dacă vă referiți ce se întâmplă în unele raioane, câțiva vicepreședinți de raion de noștri care au fost numiți în urma votării președinților PAS au scris cereri și au plecat. De unde? Din partid. În câteva raioane. Asta a fost condiția care noi am impus-o public, așa am discutat-o, dacă nu greșesc, aici în cadrul misiunii. Restul, toate deciziile, toate votările se iau în interesul cetățenilor sau locuitorilor orașului, raionului, satului și așa mai departe. Eu v-am spus la mine sat în Sadova. Sunt la PAS, sunt la Socialiști, au fost doar doi candidați, unul independent care noi l-am susținut, Socialiști, și un candidat la PAS. M-au câștigat cel care l-am susținut noi. Și majoritatea în Consiliul Sătes nu este și trebuie să lucrăm și cu cei din PAS pentru a rezolva problemele din satul Sadova. Și așa este și în diferite raioane, ne fiind niciun fel de coaliție. Adică toate coalițiile sunt un fel de coaliție ocazionale. Azi votăm un proiect care, spuneți voi, benefic pentru locuitorii acestor raion. Votăm... Așa e în toate localitățile, 989 de primării din Republica Moldova. Hai să nu luăm toate 100%, dar 90% de obicei la nivel local, pentru interesele satului, localității, se votează când cu unul, când cu altul, în funcție de ce se poate făcut pentru sat. Eu cunosc lucrul ăsta și am exemple multiple. Așa. Acolo unde este o majoritate, cum avem noi multe localități, majoritatea singuri, 100 și ceva sau 200, 150, undeva avem majoritatea singură. Acolo votăm singur, evident. Ați fost reales președinte al Partidului Socialiștilor? Da. Fără emoții? Existau dubii cumva? Tot timpul sunt emoții, la orice pas. Suntem oameni vii. Emoții, cum să spun, plăcute de la faptul că colegii mi-au acordat acest vot de încredere după 2 ani jumate după ce am plecat din funcția partidului, din fruntea partidului. Deci, clar că emoții plăcute, susținere unanimă din partea colegilor. Înainte de aceasta am mers în toate raioanele, am mers în fiecare organizație teritorială a socialiștilor, unde am primit vot de încredere întâi la nivel local, după aceasta la nivel central, și eu cred că a fost un pas important pentru consolidarea pozițiilor Partidului Socialiștilor. Haideți să ne amintim ce este Socialiștii, repede. În 2011 a început cu ratingul 0,00 nu știu cât. După aceea multiple victorii, parlament, locale, Chișinău, Găgăuzia, funcția de președinte, prim-ministru, speaker. Deci este un partid cu potențial destul de mare. Și eu cred că revenirea în frunte împreună cu colegii din executiv, pentru că avem în continuare un organ destul de puternic colegial executivul, eu cred că ne deschide calea pentru noi victorii importante în acest an și în anul viitor. Acum și ajungem la aceste victorii, n-ați avut niciun candidat pentru ocuparea funcției de președinte? N-au fost înaintate alte candidaturi. Din executiv fac parte... Din executiv fac parte 9 persoane. Așa. În afară de președintele de partid, mai sunt încă 8 persoane care își au segmentul său concret. De exemplu, Bătrânci e responsabil de activitatea parlamentară. El este șef fracțiunii blocului comuniștilor socialiștilor în Parlament. Și mai departe sunt responsabili de zone. De exemplu, Sud e Nostalco, Centru e Novac, Nord e Aliona Pilipețcaia. Sunt responsabili de factori de ceea ce sunt extern, de exemplu, Olga Cibotari. Este responsabil de Găgăuzie, a fost candidat la Bașcan, Grigori Uzun. Adică astfel sunt împărțite rolurile în executiv. Fiecare are segmentul său foarte concret. Lista asta când a fost elaborată? Împreună cu colegii din executiv am elaborat-o încă înainte de congresul care l-am avut la sfârșitul anului trecut. Încă în noiembrie, după alegeri locale. După alegeri locale am elaborat această listă. Și între timp nu s-a schimbat nimic de atunci când ați elaborat? Nu. Noi aveam o poziție consolidată, toate încercările de a ne cumva pune pe baricade diferite interior. Și aici, la misiunea dumneavoastră, au fost încercări din partea unor oponenți politici. Eu le-am spus din stat, nu încercați. Da, noi avem întrebări pe intern, desiguri, avem poziții diferite și e corect lucrul ăsta. Noi discutăm, apropo, poate ar părea straniu, dar noi discutăm. Noi discutăm, noi fiecare zi de luni avem ședința executivului, ca să știți. Noi luni la ora 9 dimineață, noi începem cu ședința executivului. Cine sunt pe loc fizic, cine nu, ne conectăm. Prima avem volanta în partid, în fiecare zi de luni, și asta de când eu am început să fiu în partid din 2011. Punem sarcinile cine și ce face toată săptămâna. Noi știm ce o să fie mâine, poi mâine. Mâine ce briefing o să fie, noi știm ce poi mâine unde facem pichet, protest. Noi toate lucrurile astea din stat le punem de luni la punct. Da. Suntem bine organizați în sensul ăsta. Nu știu dacă alte partide au asta. Da. Noi cu o să ajungem la prezidențiare. Da. Din nou la prezidențiare. Până o să ajungem noi la ele, cum vă par dumneavoastră discuțiile astea din societate, de pe Telegram mai ales, canalul Telegram, că acolo poți să aflăm mai mult,
despre faptul că tare ar fi bine ca dumneavoastră să candidați la președinție. Eu am auzit multe chestii de astea, Gheorghe. Ui, foarte mulți vorbesc, dar în special vorbesc cei care nu mă vor să candidez. Haide să fim sinceri, ca de obicei încercăm. Uite, la tine tot timpul sincer. Eu cred că marea majoritate a liderilor nu vor că eu să particip la aceste alegeri prezidențiale. De ce? Pentru că toate sondajele arată că eu trec în turul 2. Așa arată sondajele. Poate să schimbi până în toamnă și sunt șanse să învingem în interiorul țării. Lucrul ăsta se vede. Dar eu am spus și repet încă o dată. Eu nu am ambiții nesănătoase. Eu am fost șef de stat. De ce? Eu le-am spus oameni buni. Dar lăsați-mă, dați-mi în pace mie. Haideți să depistăm o candidatură comună toți. Noi că ajungem la una din întrebările care vă interesează și pe dumneavoastră, pe toți care ne privesc. Repet, eu nu am ambiții nesănătoase că cu orice preț eu să fiu candidat. Eu nu trebuie să-i demonstrez nimănui nimic. Eu deja lucrul ăsta l-am făcut în trecut. 8 ani urmă, când am învins la prezidențiale în fața Maia Sandu. Ambiții cu orice preț eu să fiu candidat nu am. Scopul și ambiția, dacă vreți, sănătoasă, politică, este să schimbăm această guvernare. Și să începem schimbarea cu schimbarea președintelui țării. Și șanse sunt. Cel mai interesant că în acest an, în pofida la tot ce se întâmplă, în pofida verticalii puterii, în pofida ce fac ei prin cec, în pofida că vor să dea vot prin corespondență, în pofida la referendum ilegal, în pofida la tot, șansea noastră sunt să o dăm pe Maia Sandu jos. Pentru asta trebuie opoziția să fie consolidată. De ce am spus? Uite, noi suntem, hai să luăm pe 5-6 primii în sondajele astea. Socialiștii, Ceban, Chicu, cine mai este acolo? Vlah, Usatăi, Voronin, Șor, cine mai sunt? Eu nu știu, nu țin pe tot. Cam așa. Prima e Maia Sandu. Nu, Maia Sandu e partea asta. Ok. Eu am spus de opoziție. Sorry. Păi care este problema ca noi toți, cei care contează, primii 3-4, hai luăm, primii 3-4, socialiștii, Ceban, Chicu, comuniștii, pentru că sunt în bloc cu noi, nu cred că ușor cineva o să vrea să discute, e clar de ce, cel puțin ăștia nu prea vor să discute ușor. Ăștia 4 să-i luăm. Irina Vlah nu are partid, dar e activă. Care fi problema că ești 4-5? Să depisteze un candidat, nu din rândul său. Atent, nu poate fi candidat unic în primul tur din rândul aceștia, pentru că nu o să lucreze unul pentru altul. Partidul Socialiștilor nu o să lucreze pentru candidatul de la MAN. MAN-ul nu o să lucreze pentru candidatul de la Socialiști. Și viceversa. Păi e ca dacă noi 3, 4, 5 personalități politice cu rating ne unim acum și înaintăm un candidat unic, acest candidat câștigă din turul întâi. Și eu, ca să dau exemplu, anunț încă o dată public și la emisiunea dumneavoastră. Adică eu sunt între primii aici. Ca rating. Eu, gata, nu particip. Eu vă îndemn ceilalți. Haideți să dați dovadă de același lucru. Haideți împreună să încercăm să depistăm un candidat. Eu am spus de Stoianoglu. Eu să arătăți în capul. Nu Stoianoglu. Propuneți voi pe cineva. Propuneți voi pe cineva care noi toți, 4-5, l-am susține pentru a învinge în turul întâi în fața Maia Sandu. Eu vă spun de ce am propus pe Stoianoglu. Nici n-am discutat cu el. Chiar îmi pare rău pentru că omul are probleme. Am început să ridice dosarele cel din urmă, cumva repede să-i pună sentință că el să nu poate participa. Vă imaginați la ce a ajuns? Adică dacă eu acum numesc la modul serios un candidat apolitic, Gonță, de exemplu. Nu, că mult și eu. Nu. Ce se întâmplă în țara asta? Imediat eu deschis dosare. Suplimentare, caută, sapă, omul și ala treabă, dar de ce? Păi ce? Zacem? Dar eu consider, dacă să lăsăm glume, eu consider că Stoianoglu este un candidat bun. Și vă spun de ce. Dar omul nu vrea, el nu are așa ambiții. Eu vă spun de ce așa tipaj este un candidat bun. Prima. Foarte important. El a dat dovadă de verticalitate și nu s-a culcat sub acest sistem. Sub Maia Sandu, care avea guvern, avea parlament și l-a chemat și a spus, tu trebuie să faci așa, el a spus că legea și Constituția nu permite. Și doi, nu îmi trebuie așa un om care după tot dizmățul și acțiuni anticonstituționale a președintelui, să fie un președinte care să respecte Constituția, cel puțin. Continuăm subiectul ăsta, dar vă rog peste câteva clipe de publicitate. Okay. Trebuie să luăm acum. Publicitatea, doamnelor și domnilor.
Noi am revenit, doamnelor și domnilor, domnul președinte, noi vorbim despre alegeri prezidențiale înainte de publicitate. Haideți să fim serioși. Candidat comun nu poate fi. Nu. Dar eu cred că poate. Noi nu avem mult timp. Tocmai de asta. Domnul Gonț, haideți să spunem sincer, noi socialiștii, eu personal, în calitate de lider al socialiștilor, care la moment este validat cu cel mai mare șansă pentru turul 2, eu declar că sunt gata să susțin candidat unic, nemembru unui partid politic, care îl înaintează alți colegi și sunt gata să discut. Lasă colegii ceilalți să propună, e ca eu, de exemplu, am spus de domnul Stoianoglu. Lasă să propună, noi o să-l examinăm și o să luăm decizia. Dar eu consider că aceasta ar permite să învingem din turul întâi. Dacă nu, și aici cred că întrebarea dumneavoastră, ce se întâmplă dacă nu? Trebuie să spunem sincer că alegerile prezidențiale, cu atât mai mult în contextul alegerilor parlamentare de anul viitor, telespectatorii știu că între prezidențiale și parlamentare, practic jumătate de an, vor avea un rol foarte important prezidențiale pentru ce partide vor fi în următorul parlament. Deci multe din partidele respective, în afară de socialiști, pentru că noi și așa suntem creditați cu prezența următorului parlament, cel puțin la ziua de astăzi, conform sondajelor, chiar și cele mai pesimiste. E adevărat. Cele mai pesimiste sondaje arată că socialiștii minimul 25% le iau în următorul parlament. Așa arată sondajele. Nu eu, scuzați, nu cred în sondaje, eu fac analiza la toate. Adică cel puțin o fracțiune de 30 plus, socialiștii în următorul parlament ar putea să aibă, țin cont de situația la ziua de astăzi. Restul, evident că se luptă pentru prezența următorului parlament. Și eu înțeleg, politic înțeleg, opinia altor reprezentanța partidelor de opoziție, care spun, nouă, ne trebuie prezidențiale, să mergem cu candidatul nostru, pentru ca să obținem un scor, vizibilitate decentă, ca să avem, să ne sporească șansele pentru următoarele parlamentare, să fim prezidenți în următorul parlament cu o fracțiune cât mai mare. Păi că dacă nu o să reușim toți împreună să depistăm o candidată politică, atunci a doua variantă scenariu este că fiecare vor merge cu candidatul său, fiecare partid politic își va desemna candidatul. Și aici eu mizez, cel puțin la a doua etapă, dacă nu la prima, pe maturitatea politică și rațiunea comună, că noi o să avem un pact să nu ne atacăm reciproc candidații, partidele, în primul tur, pentru a ne putea consolida electoratul în turul 2, împotriva, din nou, actualei președinte Maia Sandu. Eu cred că lucrul ăsta este real, nu toți, noi știm că sunt, eu am spus-o într-o emisiune și toți încearcă să ghicească cine. Eu am spus că Maia Sandu vrea să câștige alegerile prezidențiale cu două șmecherii, ăsta referendum și votul prin hulughii, și cu doi vornicei, unui balabol și unui tractorist. Și toți încearcă să ghicească cine. Nu o să dau numele. O să fie de cei candidați la prezidențiale care o să treacă filtrele de înregistrare și ei o să bată între șloți. Ei nu o să bată în Maia Sandu și alaiți. Scopul lor o să fie să trolească, să fie spoiler împotriva la candidații de bază. Asta noi știm. Dar ceilalți, 3, 4, 5, nu știu câți, trebuie să găsească limba comună, să aibă angajament public, că nu se atacă, și în turul 2, cine o să treacă, restul să-l susții pe acesta. Eu cred că lucrul ăsta e real. Domnul președinte, dați-mi vă rog știrea. Dacă mergem pe scenariul numărul 2, candidatul socialiștilor, sunteți dumneavoastră? Nu pot să afirm acest lucru până ce nu o să fie luată decizia. Dar noi o să luăm în calcul candidatul care are cele mai bune șanse să treacă în turul 2. Adică Igor Dodon. Eu nu am spus acest lucru. Dar spuneți, o să dăm știri la pentru oameni. Ce? Eu v-am spus poziția mea, repet, dacă o să dau astfel știri cum spuneți dumneavoastră, atunci noi din start punem cruce pe primul variant. Eu până la urmă, până în ultimul moment, o să merg cu ideea de candidat unic. Cu care dintre partidele sus menționate ați discutat? Cu multe. Și măcar cineva e de acord? Să discut. De ce nu excludem variantul ăsta? Noi suntem moldoveni, la noi rânza e mai mare decât glob pământesc. Domnul Gonță, eu tot sunt moldovan, din strămoș. Și e că eu dau dovadă, eu vă spun, eu sunt gata să nu particip pentru un candidat comun. Pentru că eu consider candidat comun, noi câștigăm din primul tur aceste alegeri. Și au de învins absolut toți. Moldovenii au de câștigat de la scoaterea Maia Sandu. Maia Sandu alegerile astea le pierde cel puțin în țară. Haideți să spunem așa cum este. Antiratingul Maia Sandu doar o să crească. Ura față de Maia Sandu doar o să crească. Cât mai departe, cu atât mai multe greșeli o să fac.
Vedeți ce fac ei în fiecare zi. De ce Maia Sandu nu are cum să câștige aceste alegeri, cel puțin în țară? Vă aduc aminte, 4 ani urmă, i-a câștigat de la mine cu 15.000 de voturi în țară. Doar diferență. Acum situația la ea e mult mai proastă. Ea pierde alegerile în țară. Deci e această agonie, aceste mesaje dure. Ea mizează din nou pe diaspora. Dar în diaspora situația tot e altă. Dacă ne privesc cei din diaspora, eu nu o să chem niciodată să votați pe Dodon, poate nu prea-l iubesc. Dar nu știu ura față cine mai mare acum, față Dodon sau față de Maia Sandu. De ce Maia Sandu aceste alegeri le pierde? Dar ar fi bine ca noi să ne consolidăm să fie din primul tur. Pentru că în turul 2 să încerce să facă mișmașuri. Ultima întrebare despre acest candidat comun. Asta înțelegeți și înțelegeți mai bine decât mine că chiar dacă vă uniți toți, să admitem că vă uniți toți, nu puteți lua un candidat care are 40 de ani, curat ca lacrimă, frumușel, drăguț. De ce nu putem? El trebuie crescut politic. Aduceți-vă aminte tot respectul față domnul Nicolae Timofti, tot respectul. Dar n-a fost un jucător politic activ. Știți care e diferența? Omul învăța în fiecare zi câte ceva. Eu înțeleg foarte bine și vă dau dreptate în ceva, doar. Că este nevoie de timp. Dar ținând cont de capacitățile și infrastructura partinică, politică, a socialiștilor, care au 14.000 de membri activi și organizații primare peste 1.100, practic în fiecare localitate, a altor jucători politici importanți. Credeți-mă, dacă noi în luna mai, eu spun luna mai cel târziu, uite, dacă vorbim de termeni, eu cred că în luna mai este perioada limită, deadline, dacă doriți, când trebuie depistat acest candidat comun. Pentru ca să avem pentru promovare, pentru un tur înainte de alegeri prezidențiale cu acest candidat, noi trebuie să mergem prin țară. Cel puțin nu ne trebuie lună, două, până la începerea campaniei. Nu ne trebuie luna iunie, iulie, cel puțin. Să mergem prin sate, să mergem pe raioane, să facem întrevederi, să ascultăm candidatul, să îl promovăm, să arătăm echipelor și multe alte lucruri care sunt importante. De ce luna mai, e că noi suntem la început de aprilie, după Paște, după 9 mai, după Blajeni, e că perioada când trebuie determina candidatul. Dacă nu, atunci cel mai probabil vor merge fiecare candidat. Deci în a doua parte a lunii mai, dacă nu merge scenariul numărul 1, dumneavoastră anunțați ce face Partidul Socialiștilor luna mai. Gheorghe, noi putem să anunțăm ce face Partidul Socialiștilor și pe data de 26 august. Pentru că dacă alegerile sunt pe 27 octombrie, atunci perioada de înregistrare a grupurilor de inițiative pentru colectarea semnăturilor începe pe data de 27-28, 60 zile înainte, august. Uh-huh. Deci noi vom cunoaște cine dorește, începând cu data de 26-27 august, real. Cei care vor merge să înregistreze grupul inițiative. Apropo, nu vor fi mulți candidați. Real vor fi 6, 7, 8 persoane, nu mai mult. Pe dreapta, noi avem doar pe doamna Maia Sandu sau credeți că vor mai apărea oponenți SRS? Acest bloc care încearcă să mimeze o activitate de opoziție, bloc pro-european. Creat din 4 partide, da? Cu toate, nu vreau să-i jignesc pe nimeni, iau strategia lor, eu înțeleg că încearcă prin acest bloc să dea o vizibilitate pentru, din nou, pentru alegeri parlamentare. Pentru anul viitor, eu cred că însăși, probabil, cei de la guvernare încearcă să-și crească un partener artificial, un partener de viitoare coaliție din următorul parlament, nu prea se văd la moment careva șanse. Nu știu ce face Andrei Năstase, el era foarte vocal 4-8 ani urmă și era foarte credibil. Eu lui Andrei spuneam, domnului Năstase, când făceam protest prin 2015, spuneam, zic, domnul Năstase, mă ta înțeleg ce faci? Pe cine crești? Să-mi zimite, când strângea piețe, amu, o chemăm pe Maia Sandu, toți din palme, zic, ca să te mănânci Maia Sandu. Nu m-a crezut. Și a pățit ce a pățit, și în anul 2016, și în anul 2020, și în anul 2021, când îl impuneau, inclusiv ambasadori străini, europeni, că nu participă, să fie scos, că interes național, și unde acum Andrei Năstase? Dar, de exemplu, Năstase sau cineva, cine mai sunt acolo pe dreapta, ar fi destul de credibil. Dar nu-i văd. Nu prea au timp, nici ei. Nu prea văd pe dreapta. Aparent, dacă îi scădem sondajul, lupta se va da între dumneavoastră și doamna Maia Sandu. La această oră arată sondajul, pentru că, iată, vedem așa niște coincidențe. Dumneavoastră, în weekend, puneți o postare în cadrul vizitei de lucru în raionul Căbușeni. Nu, ce scuză. Doamna Maia Sandu, mai tăi. În cadrul vizitei de lucru în raionul Căușeni, doamna președinte, Maia Sandu a fost alături de căușineni la redeschiderea monumentului istoric de importanță națională, Biserica Adormirea Maicii Domnului. Dumneavoastră, pe același ton,
astăzi, sâmbătă, în a doua sâmbătă, Apostolului Mare, am vizitat 4 mănăstiri din raionul Călăraș. Domnul Goță, știți care e diferența? Care? Eu am mers la biserică și o ană urmă, și 2 ani urmă, și 3, și 5, și 10, și 15, și 20 de ani urmă. Dar Maia Sandu merge doar înainte alegeri cu lună, două. Maia Sandu simțit că vin alegerile și începe să meargă la biserică, să începe să vorbească găgăuzește, în limba bulgară, rusește de-am vorbește de vreo 2 luni, în speranța iară să măgească lumea, să o boteze. Numai că moldovenii nu sunt proști. Moldovenii înțeleg foarte bine. De aceea toate aceste fiervercuri electorale, care bine scrise foarte bine în cărțile de politică, dar nu o să ajute. Oamenii înțeles ce este și, de fapt, pentru mine, apropo, a fost interesant că eu publicat acest sondaj. Au publicat televiziunile Maia Sandu. Au fost promovate pe sursele media ale guvernării. Nu vă pune întrebare de ce. Care sondaj? Ultimele sondaje care arată că Maia Sandu nu stă prea bine în... Aeraielui? Sondaj american. Uh-huh. Care spune foarte clar că antireitingul Maia Sandu este cel mai mare în țară. Îmi pare că la USAT e mai mare doar. Nu așa-i? Șoroș depășește la nivelul încrederii. Păi, dumneavoastră înțelegi ce înseamnă? Și asta arată sondaje americane care cântă în, suflă în boș la Maia Sandu. Cum credeți? De ce? Nu știu. Păi eu care încerc să calculez câțiva pași înainte, dar o întrebare, de ce? Doar nu încearcă să opreseze Maia Sandu ca prin Curtea Constituțională să schimbi modalitatea de alegere președintelui? E ca așa să faci chestia asta. Având majoritatea în Curtea Constituțională, un membru a Curții Constituționale înaintează demers de revizuirea hotărârii Curții Constituționale din martie 2016, în timpul Plahotniuc. Când au trecut alegerile președintelui din Parlament, la cetățeni. Ei asta o fac într-o săptămână. Și anulează hotărârea aceea, că, într-adevăr, sunt întrebări foarte multe față de hotărârea aceea Curții Constituționale. E pe timpul Tănase, dacă nu greșesc. Martie 2016, care a fost criticată de Comisia de la Veneția, acea hotărâre. Și se acoperă cu opinia Comisiei de la Veneția, cu 1, 2, 3, schimbă. Da, Maia Sandu și-o declarat public când vrea să fie aleasă direct de oameni, dar dacă americanii o să arăte, uite, Maia, nicio șansă. Poate să meargă la așa instrument. Eu cred că dacă Plahotniuc o merge, nu poate să meargă. Dar poporul așa ceva nu va ierta. E, și ce o să fac poporul? Poporul o să răzbune la parlamentari în 2025. Corect. La parlamentari, în primul rând, în ziua alegerii Maia Sandu în Parlament o să fie jale, toată țara o să fie pe urechi, și încă nu știi ce o să fie în regiune. Eu de ce abordez acest subiect? Nu întâmplător. Cei care se gândesc la așa scenariu, nu faceți greșeală. O să vă iasă bocăm. Voi puteți să o faceți. Ei pot să o fac. Ei, unele fără de legi, l-au întrecut pe Plahotniuc de mult. Plahotniuc să râde și de undeva fumează, pare că nu fumează el, din câte alții minte eu, și se gândește, așa tot așa bă? Ei l-au întrecut Plahotniuc la multe chestii. De ce ei n-ar face și chestia asta cu 4 luni înainte de alegeri? Au 61 de mandate în Parlament, 61, 63, băi 61 cât trebuie de ales președintele iau. Da. E că dacă în decurs de următoarele săptămâni iese un membru tipa Roșca sau cum îi spune ăștia, Șova, da? Doi acolo sunt. De la pasului. Da. Doamna Șova, domnul Roșca. Păi e că dacă iese unul dintre ei și spune, dar eu vreau să revizuiesc, că nu a fost legal hotărârea aici. Ia ca argumentele Comisiei de la Veneția, ca se spune Strasburg, tot. Și acolo sunt argumente, contradictor sunt. Da, dar mai sunt judecători la înalta curte, chiar tot să... Dacă o să fie pus sarcina, lucrul ăsta o să se întâmple. Dar, încă o dată, vreau să-i preîntâmpim cei de la guvernare, că nu are sens între în această horă. Pentru că, încă o dată, moldovenii sunt răbdători, buni la inimă, înțelepți, dar le sare răbdare într-o zi. Și asta se termine urât de tot. Eu am spus-o public și repet încă o dată. Doamna Maia Sandu și actualul PAS. Cel mai important pentru politician să pleci democratic. Chiar dacă ai venit mai puțin democratic la guvernare. Eu consider că Maia Sandu la guvernare, cel puțin în Parlament, a venit mai puțin democratic. Pentru că ei atunci au impus prin curte dizolvarea unui Parlament care avea majoritate. Asta este ilegal, anticonstituțional. Pe viitor se vor da aprecieri. Dar e important să pleci democratic. Uitați-vă cum au plecat în ultimul timp de la guvernare. Eu am plecat democratic.
Eu nu m-am opus. Au fost alegeri, n-am fost de acord cu ceea ce a făcut diaspora, am acceptat, i-am dat un buchet de flori Maesandu și poftim. Cum a plecat Plahotniuc? A fugit prin Transnistria. Cum a plecat Voronin, cu toată stima față de Vladimir Nicolae, când a fost împreună, după 7 aprilie 2009. Pe cât legal, ilegal. Dar pe urmă a plecat democratic prin alegerile din luna iulie anticipate 2009. Știm toate detaliile. Păi Maia Sandu are posibilitatea să plece democratic sau să fugă prin Popșoaie? Sau prin Tufari, cum a fugit acum prin Găgăuzie? Ați văzut cum fuge prin Tufari, prin prejurul satelor, președinte de țară? Nu fugea. Acolo era direcția spre unde se inaugura acea linie. Domnule Vrăța, eu știu pe de rost toate drumurile din țară. Eu am fost... cu trei era, doar voi vedeți. Eu plasez. Eu ce nu știu drumul prin Congaza înainte spre Vulcănești? Și nu știu drumul pe partea dreaptă, prin partea de deala satului. Apropo, unde eu am plasat un stadion când eram președinte de țară. Da, în grădnița aceea din deal, când fugi pe șubionca aceea și pe drumul. Când e glot, aveți rămâi mai sat acolo cu tot cu automobil. Dacă era o ploiță, rămâneau acolo drum nu-i. Păi e ca partea aceea, președinte de țară, cu 63 de mandate în Parlament, cu guvern, cu zeci de medalii, ca a spus, cine a spus, un deputat de nostru, ca Brejnev, mai Sandu deja. Și tu să fugi prin Popșoaie? Tu asta ai ajuns la sfârșit de mandat? Da, am conjurat un pic pentru că acolo erau oamenii protestau. Domnul Gonțu, eu înțeleg ce spuneți, așa să nu vă închid televiziunea, dar așa spune real ce a fost. A fugit prin Popșoaie. Păi mergi prin satul cel la urma urmei. Oprește, spuneți, oameni buni. Eu înțeleg că acolo erau, nu știu, cu aloșori, de nu știu, eu nu știu cine erau. Doamna a declarat că ei au fost cumpărați, plătiți ca să vină. Toată țara e cumpărată. Toată țara, e că 60% din populația Moldovei, conform ultimilor sondaje, nu vor să vadă Maia Sandu președinte. Așa arată sondajele, nu eu. Înseamnă că 60% sunt agenții Kremlinului lui Putin și să cumpărați zișor? Nu. Referitor la dizolvarea acelui parlament, dizolvare care a reușit doamne Maia Sandu, dați-mi voi să vă reproșez ceva, dacă nu vă supărați. Dumneavoastră ați avut atunci o ocazie să evitați asta, votând guvernul gros. Nu, am avut și votând guvernul Grosu. Și ați ratat ocazia. Nu Grosu de Gavriliță, în primul rând. Ok. Nu, eu sunt martor ocular, măcar aici sunt martor, acolo sunt vinuit, aici sunt martor. Și nu doar asta. Noi am avut ocazia atunci când am înaintat-o pe doamna Durleșteanu, candidat. Și a fost perfect legal. Și invitația, da, cred că nu merită atâta cinste Mariana Durleșteanu, să explice sub presiunea cui și cum s-a întâmplat așa, că în ziua când eu mă întâlneam cu Maia Sandu să discutăm și cum procedăm mai departe, ea președinte de țară, eu lider a opoziției, exact în moment când discutam, ea a făcut declarație publică și trage candidatură, care noi am înaintat-o legal. Și asta a fost la muchii de cuțit, care a fost utilizată de Maia Sandu pentru dizolvarea Parlamentului. Acolo a fost operațiune specială serviciilor speciale occidentale. Eu știu, am aflat detalii după aceasta. E că de ce e periculos uneori spui miza pe niște oameni care, la care rudele și multe chestii se află unde, nu știu unde. Eu nu o să intru în detalii. Dar eu știu ce s-a întâmplat. Deci, cum a fost anul 2021, începând cu luna februarie, când a fost înaintată doamna Găvârleț, și imediat după aceea noi am înaintat-o pe doamna Dureșteanu, apropo, atunci putea să fie înaintat și alt candidat, care s-a temut la acea etapă și regret acum. Dar cu timpul poate vom spune și acest lucru. O să spuneți în afara camerei la publicitate, mai este până la publicitate. Revenim la actualitate. Eu înțeleg următoarea mea întrebare ei despre ceva care nu se știe, despre referendum. Noi oficial îl avem, nu oficial, noi de fapt îl avem, de iure nu e nicio mișcare la Parlament. Poate apropo colegii dumneavoastră din Parlament, din comisiile juridică și așa mai departe, este vreun proiect de hotărâre, măcar inițiat? Nu este. Absolut toți. Partenerii externi ai Maia Sandu, ambasadorii mă refer, colegii ei din partid, îi spun că nu are sens de mers cu referendum. Eu știu. Ea ca și-a pus categoric, nu, eu îți vă demonstrez. Și a sudei în bară. Nu este niciun proiect de lege. Nu este proiectul inițiativii, pentru că trebuie să fie inițiativa 34 deputați care se duce la Curtea Constituțională să ia vis pozitiv, să vină înapoi, să aprobă hotărârea de Parlament. Eu în 20 secunde v-am spus toată procedura. Dar ei nu au făcut nimic încă. Dar merge ca tancul
înainte și nici un fel de pas înapoi. De fapt, asta e caracteristica Maia Sandu, mai multe subiecte. Da, ea a demonstrat că poate ajunge la țelul în care și-l pune anticipat, despre care am vorbit noi un pic. Era altă situație atunci. Susținerea și valul pentru Maia Sandu și pentru schimbare, pentru așa numiți oameni buni, era foarte mare. Acum e altă situație. Bun, dar la un moment dat, socialiștii trebuie să anunțe poporul ce, nu poporul, susținătorii, ce fac la aceste... Ce fac la, la acest referendum? Cum votează? Noi nu putem să susținem acest referendum pentru că noi îl considerăm ilegal. Și sunt două opțiuni. Sau să chemăm lumea să nu ia buletinul, sau să ia buletinul și să voteze împotriva. Eu vă spun că noi luăm în calcul ambele posibilități. Uitați-vă, la acest referendum trebuie să participăm minim o treime. Minim o treime, asta e 1 milion de oameni. Din 3 milioane și ceva de alegători. De obicei, la alegeri, cu toate că lucrul ăsta e legal, este vorba de modificare a Constituției, acolo e scris că trebuie 50% plus 1. Dar ei au încălcat tot și au dat o treime. Yeah. Ceea ce e ilegal, repet, este anticonstituțional. Dar eu vă fac niște calcule foarte rapide. La alegeri, de obicei, participă 1.300.000-1.400.000 de oameni. Nu mai mult. Noi, în calitate de opoziție, împreună cu alte partide de opoziție, noi, real, minimum vreo 400-500.000 de alegători avem. Minimum. Minimum. Păi dacă noi să reușim să-i convingem pe toți ai noștri, alegătorii noștri, să nu ia buletinul. Dar credeți-mă, alegătorul nostru este destul de bine organizat. Și noi dacă o să-i demonstrăm și o să-i scrim prin ziare, prin foi volante, că nu luați buletinul. Ei nu o să ia buletinul. Și atunci care o să fie prezența? 1.300.000-400.500.000. O să fie 750-800.000 prezența la referendumul Maia Sandu. Ce înseamnă asta pentru Toru Doi? Să spun ce înseamnă asta pentru Toru 2. Asta e catastrofă totală pentru Maia Sandu. Referendumul care merge ca tancul, dar nu, ca un măgar de cel care... Domnul președinte. Eu am spus în ghilimele, este așa noțiune, un proverb. Merge ca în limba rusă. Insistent. Insistent, da. Ca Maia Sandu. Păi imaginați-vă că nu este quorum. Adică nu este o treime. Dar noi putem să asigurăm acest lucru. Atunci ce se întâmplă cu toată ideea Maia Sandu? Și asta îi explică și alții din echipa ei. Maia Sandu, uite unde te duci. Așa ceva au mai pățit-o și Filat cu Plahotniuc în 2010, pe data de 5 septembrie, când au încercat să facă un referendum pe un subiect care avea susținerea la cetățeni mult mai mare. Alegerea directă a președintelui. Și au reușit la vot 30% în loc de 33%. De ce cu acest referendum? Ei sunt gușul sap. Ei își sapă groapa cu mâna lor. Încă ceva despre această aderare a noastră. Dumneavoastră nu știți, pentru că eu nu prea găsesc știri la tema asta. Noi am început negocierile de aderare cu partenerii de la Bruxelles. Nimeni nu știe. Tu ai întrebat, ați început sau nu, dar problema e că nu prea e cu cine negocia. Acum sunt în plină desfășurare alegerile pentru Parlamentul European. Parlamentul European, alegerile, campania a început și, dacă nu greșesc, 6-9 iunie. Peste 2 luni și ceva. 3 luni aproape. 3 luni. Sau 2 luni. Parlamentul European trebuie să aleagă Consiliul Europei. Comisia Europeană. Comisia Europeană care are mandat și începe negocierile. Păi că la moment eu nu am auzit de negocieri. Se vorbește foarte mult la acest subiect. Se discută, dar pași concreți eu nu am văzut. Și ei nu sunt. Nu pot să fie. Pentru că noi cu cine discuta acolo. Acolo să fie schimbați toți. Prietena Maia Sandu, Ursula von, cum îi spun ei, care s-a început acum, s-au demarat unele investigații de corupție, apropo, pe procurarea vaccinilor COVID, care nu trebuiau, de miliarde. Probabil va fi altă conducere cu Comisiei Europene. La Bruxelles vor fi alți načelnici. Și o să vedem care să fie poziția lor. Adică anul 2024 pentru Republica Moldova în contextul acestor negocieri? Este pierdut. Pentru că la ultimele alegeri care au avut loc în Parlamentul European, după alegeri, negocierile pentru alegerea conducerii, desemnarea conducerii la Bruxelles a durat 6-7 luni. Cele mai optimiste pronosticuri sunt că până septembrie-octombrie ar putea să fie o nouă conducere a Comisiei Europene. Și până atunci nu vor fi niciun fel de negocieri. Nu va fi niciun fel de discuție. Dar în noiembrie, nu uitați că avem alegerile președintelui Statelor Unite ale Americii.
care mergem prin țară și le spuneam oamenilor despre ce, să spunem, dar ce are America cu Moldova? Zic, are foarte mult. O să influențeze ceea ce se întâmplă. Apropo, pentru asta Maia Sandu vrea să facă mai devreme alegeri la noi. Pentru că știe că victoria acolo a opoziției, în caz dacă va influența situația și aici. Apropo de americani, să-mi aduce aminte să discutăm puțin despre ambasada. Pentru că a spus că avem publicitate. Da, da, da. Despre ceea ce vor să construiască aici alături de voi. Chiar după câteva clipe de publicitate vorbim și despre subiectul ăsta. Publicitate, doamnelor și domnilor. Noi am revenit, doamnelor și domnilor. Așa, eu vă promiteam că o să vorbim despre ambasadă, dar ca să încheiem cu aceste alegeri, acest referendum și alegeri, dacă ei vor avea lui. Votul ăsta prin poșta Moldovei, de ce vă opoziție este frică? De ce nu mi-e frică. Eu vreau ca acest vot să fie egal pentru toți, conform articolul 38 din Constituție. Articolul 38 din Constituție spune că cetățeanul Republicii Moldova are dreptul egal. Articolul 38, alineatul 1. Egal să-și manifeste dreptul la vot. Deci, dacă facem vot prin corespondență, trebuie să fie vot prin corespondență în toate țările lumii unde sunt înregistrați cetățenii Republicii Moldova. Nu există în Constituție noțiunea de pilot. Că noi să-l facem pilot într-o țară sau în două țări. Și anumit din aceste considerente noi suntem împotrivă. În afară de faptul că sunt o mulțime de întrebări pe procedură. Cum, când ajung plicurile cele acolo? Cum controlezi integritatea și asigur integritatea? Cum ești sigur că acel om a luat plicul? Pentru că, cum ești sigur că e vot secret? Adică sunt o mulțime de întrebări. Și avem o mulțime de exemple în diferite state unde s-a dat în bară cu acest sistem. Dar trecând peste toate acestea. Vreți să-l facem? Haideți să-l facem peste tot, în toate țările. Dar Maia Sandu lucrul ăsta nu vrea. Pentru că înțelege că diaspora este diferită, în opinia ei, ca viziuni și ca preferințe electorale. Și acum nu vorbesc de cei din Rusia. Cu toate că avem o diasporă foarte mare de 300-400.000 de oameni și trebuie să-l dai și lor dreptul. E logic, așa scrie Constituția. Dar straniul nu vrea să dea diasporă din Italia. Germania, de Franța, de Marea Britanie, unde au votat-o masiv lumea. Știți de ce? Pentru că știi că diaspora de acolo nu o să voteze pentru Maia Sandu. Sau nu o să fie prezent la vot. Sau să voteze împotrivă. Pentru că ei sunt dezamăgiți. Ne întrebați pe cei din diaspora din Europa. Ce le-a făcut Maia Sandu în acești ani? Își bate joc de coletele care le transmit rudele încolo și înapoi? Au crescut esențial costurile ca să transfer niște bani acasă? Ei transferat acasă, bunica trebuie să ducă cu buletinul de identitate să-i schimbi pentru ca să o iei la carandaș pentru să nu primească susținere de la stat pe compensații. Încă nu-i votată legea asta. Ascultați, după ce au făcut ei cu mama unui judecător, care vrea să fie cu judecător și a bătut joc public pentru faptul că a lucrat în Italia la negru și nu poate să arăte de unde are 1.000 de euro, nu ați credeți că de om simplu n-aș bată joc, aș bată joc. Știa spre asta, nu înțeles. O dată în bară cu certificatele este poliția medicală, asigurare medicală. Pe urmă, ei au încercat să rezolve cumva Busuiocul. Deci, diaspora, în mare parte din țările membrii UE, nu o să voteze pentru Maia Sandu. Și ei știu lucrul ăsta. Deci, ei s-au gândit, hai pe ăștia, îi lăsăm așa deoparte. Hai să luăm pe cei de mai departe. Pe cei noi încă nu i-am enervat. America și Canada. Și crede că acolo o să voteze. Nu o să voteze nici de acolo. Eu știu foarte multă lume, acolo foarte mult se lucrează pe mașini de astea mari, dalnăboicii. Eu am și rude acolo, am rude chiar care. Și eu știu atmosfera și acolo. Nu o să fie ceea ce crede. Să încerce să falsifice? Da, teoretic poate să fie. Dar eu vreau să spun o întrebare către Maia Sandu și către toți. În caz dacă această lege va fi aprobată și dacă Curtea Constituțională nu va anula, cât de ilegal o să fie un președinte de țară ales prin voturile de acolo? Doar prin voturile cele. Imaginați-vă că candidatul opoziției acumulează 750.000 de voturi, de exemplu. Și Maia Sandu acumulează 765.000 de voturi, dintre care 20.000 de voturi sunt din Canada și SUA. Vot ilegal, anticonstituțional. Spuneți-vă, rog, care legitimitatea și constituționalitatea unui astfel de președinte? Zero. Zero. De ce? Inclusiv partenerii lor, ambasadorii străinile, spun, băi, nu vă jucați cu asta. Lăsați votul de corespondență mai încolo. Eu înțeleg votul corespondență, prin corespondență dacă se făcea pentru referendum, dar, adică pentru un referendum consultativ. Uite, vrei să testezi un mecanism care nu are efect juridic.
juridic și nu are efect asupra conducerii țării, asupra suveranității. Și face un referendum consultativ. Și testez votul prin corespondență într-o țară, să vezi cum o să funcționeze. Aici încă poate se mai putea cumva. Dar aici e vot direct. Aici e vot direct și trebuie să fie vot egal. Dar ți-a auzit așa un zvon conform căruia dacă rezultatele alegerilor... Am auzit. Da? Am auzit că așa zvon, nu exclud. Nu exclud. La ei poți să te aștepți la orice. Telespectatorii nu înțeleg despre ce zvon vorbim noi. Hai spune. Ce spuneți dumneavoastră? Spuneți. Este un zvon, așa scriu canale Telegram, că dacă rezultatele alegerilor prezidențiale nu vor fi pe placul guvernării, în alta curte va zice că anulăm rezultatele, desfășurăm încă o dată scrutinul, pentru că acest vot prin corespondență este anticonstituțional. Și cum credeți, la votul repetat, în caz dacă se întâmplă așa scenariu, mai s-a dosia mai mulți voturi? Mai puțin o să ia. Nu știți, pentru că toți o să amintească că asta la insistența Maesandu, au vrut să câștige, nu au câștigat și la alegeri repetate o să se prăbușească cu totul. Dar mai este un banc în contextul ăsta. Vodim văzăvați na bis păcă ne nauci să pravilna galasavați. Nu получится. Ai alegerile parlamentare pe urmă. Nu merge prea departe. Ei în genere se îngroapă în fiecare zi. Știți, era un banc într-un film Căpcăscăi Plesniță. Пленница. Так выпьем за то, чтобы наши возможности совпадали с нашими желаниями. Пока пасу вре, да ну пати. Сейчас он целес тот. Он орче доменю. Я орче доменю, он цара часто. Орче доменю. Пасу вре, моя санду вре, да ну пати. А вы тот инструмент ли мына. Сейчас он целес тот. Для человека, кыт май департи, ничего не спасу сейчас банк, кыт май департи, кот май рова фипен тру пасу моя санду. Lor le trebuie alegerile mai repede. Ei trebuia să ne asculte, să lege mesajul nostru, cum s-a legat cu referendumul Boțan. Bravo, citești toate programele. Și spune că voi atunci ați spus așa, dar mulți spuneți așa, toate că el ne învârtește așa cum îi trebuie pasul. Dar nu e întrebarea noastră. L-am citat în făcutul lecului publicitate. Dar ei trebuie să ne asculte pe noi și să facă alegeri anticipate prezidențiale. În toamna trecută, la Maia Sandu erau șansele mai mari ca acum. În primăvară acum, la Maia Sandu, șansele sunt mai mari decât în toamnă. Și asta o să demonstreze cifrele. Deci încercarea prin astfel de instrumente, sau prin declararea situației excepționale, sau prin începerea unui război, sau pentru că sunt și așa ceva, doar o să ducă la ceea că PASU și Maia Sandu va pierde mai mult. Ultima despre aceste alegeri. Demisia domnului Alexandru Berlinski din funcția de secretar al Comisiei Electorale Centrale. Teoria de conspirații care avea treabă cu toată operațiunea asta de vot prin poștă. Sau credeți în mesajul omului care a zis că, băi, vreau să am... Noi ceva. Trebuie să credem în ce, să încercăm să credem în ceea ce spun oamenii și să noi punem la bătaie, dar această persoană, din câte știu eu, este un profesionist. El a lucrat foarte mult timp în CEC. Da, vreo 10 ani. Și eu știu opinia și colegilor care au fost în funcție de conducere a CEC-ului. Este o persoană profesionistă. Eu cred că această persoană profesionistă a văzut ce vor să facă ăștia din PAS, bespredelul la care merg, s-a gândit, dar el nu vrea să fie parte la toată chestia asta. Pentru ce? Să păteze, să voteze, să implementeze ceva care nu este corect, nu este constituțional, nu este legal. Eu i-aș propune la ceilalți care sunt de PAS-ului să ia exemplu. Eu înțeleg că vă impune. Eu înțeleg că vă impune și vă garantează. Nu costă nimic garanțiile lor. Zero. Nu costă absolut nimic. Și la cei de la CEC, și la cei din procuratură, și la cei... Nu costă absolut nimic. Pentru că nu o să prăbușească această guvernare, eu o să gândească fiecare la însuși. O să fugă. Dar voi să rămâneți și o să răspundeți pentru toată chestia asta. De ce și doamna care e șefă la CEC, am văzut-o odată la Parlament, la o dezbatere, la o masă rotundă, pe subiectul referendumului, apropo. Eu le-aș recomanda să gândească de 100 de ori înainte de a merge la ceea, de a fi complice la fără de legile PAS-ului și a Maia Sandu. A noștri câțiva reprezentanți a opoziției în cadrul Comisiei Electorale Centrale s-au expus public. Ați văzut după aceasta ei au ieșit public și au spus că au fost presați, șantajați. Am ajuns la aceasta deja. Nu, dacă sunt șantajați cei care fac sondaje, să n-arăte ceea ce nu-i place în Maia Sandu. Cum credeți? La ce stat dictatorial noi am ajuns? Dar încă o dată, lucrul ăsta nu o să-i salveze.
Dar dumneavoastră credeți că toți doritorii vor fi admiși în cursa pentru alegerile prezidențiale? Eu vreau să vă întreb în contextul ultimei decizii a Curții Constituționale, care zic că, băieți, ceea ce ați votat voi că câteva sute de oameni nu au voie să candideze la locale doar pentru că cândva de mult au fost partea defunctului partid ușor, este ilegal. Este adevărat, domnul Grosu imediat a zis că noi vom vota încă o dată această inițiativă legislativă, corectând greșelile care le-a sesizat în alta curte. Noi din stat am spus că acea lege a fost ilegală. Nu poți să interzici unui om să fie candidat dacă nu are o sentință finală. Dar să interzici un partid întreg, lucrul ăsta este ilegal. Evident că dacă sunt încălcări, cumpărarea alegătorilor și multe alte chestii, trebuie să demonstrezi, trebuie să faci așa legi, ai majoritate parlamentară, așa filtri ca să nu treacă coruperea. Deci în alte țări se reușește, la noi nu se reușește. Se putea lucrul ăsta de făcut. Dar la întrebarea dumneavoastră, o să treacă tot sau nu? Nu știu, eu cred că eu să facă tot posibilul ca să nu treacă toți. Pe toți să-i scoată din campania electorală, nu pot. Lucrul ăsta e prea evident. Dacă eu am vorbit de 6-7, da? Eu nu cred că pot să-i scoată pe toți 6-7, dar ei au câteva filtre. Este semnăturile, trebuie să colecteze semnături. În această cursă prezidențială nu se înregistrează oșcare. Trebuie să colectezi minimul 15.000 de semnături. Și lucrul ăsta nu este simplu. Când am spus că vor fi puțin candidați, nu oricare poate să colecteze 15.000 de semnături. Și ele trebuie colectate de minim 18 raioane. Noi, socialiștii, le colectăm într-o zi. Noi avem oamenii în raioane, președinți de raion, primari de sat, primari de oraș, consilieri. Avem infrastructură. Noi le colectăm într-o zi. PAS-ul le colectează într-o zi prin resursul administrativ. ȘOR poate le colectează într-o zi prin resursul său. Dar restul... într-o zi nu le colectează. Dar doamna Maia Sandu poate candida din partea partidului PAS? Bună întrebare. Juriștii îmi spuneau 4 ani în urmă că eu nu am drept să candidez din partea Partidului Socialiștilor din Republica Moldova. Și eu am ascultat atunci. O să vedem ce o să facă Maia Sandu. Pentru că o hotărâre a Curții Constituționale spune foarte clar că președintele țării nu poate fi membru de partid și afiliat politic. Mai mult ca atât, Curtea Constituțională pe timpul Blahotniuc a aprobat și o hotărâre. Dacă nu greșesc, în februarie 2019. Noi am avut alegeri în februarie 2019 parlamentare, dacă vă aduceți aminte. Și eu în cadrul acelor alegeri am început să merg prin țară. Strângeam săli de 1.000 de oameni. Nu vorbeam votați socialiștii, dar spuneam votați știți pe cine. Clar. Și atunci a fost o interpretare a Curții Constituționale, care mi-a interzis să mă întâlnesc cu oameni în calitate de președinte de țară în campanie parlamentară, ca să înțelegeți. A fost o hotărâre a Curții Constituționale, chiar să rog colegii să o ridice, care mi-a interzis mie, șef de stat, să merg, pentru că asta se interpretează ca campanie pentru un partid politic în campania parlamentară. De aceea, și în baza acestei hotărâri, atunci juriștii mei din instituția prezidențială mi-au spus că nu trebuie să participați din partea partidului, să mergeți independent. Și noi, eu am mers independent. Ce va face Maia Sandu? Nu știu. Dar eu cred că PAS-ul deja o trage în jos, Maia Sandu. Dar doamna Sandu a făcut campanie pentru PAS. Volată, nu? La locale de anul trecut. Și la locale și la parlamentare în 2021. La parlamentare în 2021, Maia Sandu a mers prin săli și flutura cu trăpele galbeni. Vă spun, Plahotniuc în 2019, în februarie, mi-a interzis lucrul ăsta. Ce-i cu ambasada asta, că n-am mai înțeles? Eu credeam că sediu ambasadei pentru americani, adică stadionul Republican, e subiect închis. Gata, s-a decis, s-a votat, s-a dat, s-au dat mâinile în timpul domnului Hogan. Și acum iarăși s-a aflat de știrea asta. Atunci s-a făcut tot absolut, atunci s-a decis, încă pe timpul lui Plahotniuc, pe timpul lui Filip, guvernul Filip. Prima decizie de a da acest teren sub ambasada SUA a fost luată de guvernul Filip pe timpul lui Plahotniuc, dacă nu greșesc, în 2018 sau 2018. Eu, în calitate de șef de stat, atunci m-am opus. Aceste decizii a fost o hotărâre de guvern. Mai târziu, când s-a dus guvernul Filip, s-a dus Plahotniuc, a încercat Maia Sandu să promoveze fiind prim-ministru pe perioadă scurtă. Nu i-a reușit, noi atunci a fost împotriva. Mai târziu, eu, când deja eram noi, adică era guvernul Chicu,
Noi am avut câteva ședințe. Eu, Chicu, Ceban era deja primar al municipiului Chișinău, cu ambasadorul SUA. Și eu îi spuneam domnului ambasador atunci, Hogan, domnule Hogan, eu înțeleg că aveți dreptul la acest teren. De ce? Pentru că nu sunteți de vină. Guvernul, partenerul vă l-a dat. Cine schimbă la voi guvernul în țară nu contează. Trebuie să fie continuitate și respectate deciziile guvernelor anterioare. Dar eu îi spuneam, luați alt teren. Le propuneam un teren aici la Buicani. Vasile Lupu era o bază acolo, care pe urmă s-au vândut și acum se construiesc case. Mm-hmm. La colț, când duci la Moldexpo. I-am spus, luați terenul ăsta. Și vă spun la sigur că nu o să fie întrebări. O să primească societatea, pentru că pentru noi stadionul Republican tot și este. Luați terenul cealaltă, cumpărați-l, haideți și începeți construcția. L-a spus că o să gândească. Dar s-a schimbat guvernarea și guvernarea care vine acum a zis că le dau terenul ăsta. Ei de atunci au decis tot absolut, că de pe 2021, când Maia Sandu a luat toată guvernarea. Dar nu vreau să facă public prețul. Și acum fac public prețul 15 milioane de euro pentru 5 hectare în centrul Chișinăului. Știți cât costă un ar în centrul Chișinăului acolo? 100.000 de euro arul. Terenul ăsta costă minimul 50 de milioane de euro. Eu nu vreau să-i învinuiesc pe americani. Americanii cu ce-ți devină? Dacă papoașa din guvernul Maia Sandu a acceptat, care e problemă? Nu cred că pentru americani 50 de milioane e o problemă. Eu tot cred că nu e problemă. Dar 15 milioane și paradoxul și cel mai interesant, că în aceeași zi primarul municipiului Chișinău anunță că a făcut o licitație de vânzare a terenurilor municipalității. Câțiva străzi mai, nu în centrul Chișinăului. Acolo se vinde un ar cu 65.000 de euro, aici se vinde cu 30.000 de euro americanilor. De două ori mai ieftin, un pământ care nu are așa valoare ca este din centru. De ce, încă o dată, înțelegând poziția americanilor, ei vor în centru, dar guvernul aici nu a procedat corect. În primul rând, trebuia să insiste, cum am insistat noi, pe alt loc, pentru că locul ăsta pentru noi este important, istoric este important. Și aici se poate de făcut un parc frumos în centrul Chișinăului. Ambasada în centru, nu o să înțelegeți ce o să fie acolo. Numai construcția, când o să înceapă construcția, blocat tot Chișinău. Rețelele, nouă capacitatea asta, să se rețelele până la Valea, pe Izmail, până la Râu Bâc. Pentru ce să faci lucrul ăsta? Deci e că americanii care te susțin politic ți-au ordonat pe lucrul ăsta, nu este corect. Nu este în interesul național al Republicii Moldova. Aici trebuie de procedat altfel. Încă o dată, eu înțeleg pe americani, dar nu înțeleg pe moldoveni. Haideți mai departe până înțelegem. Dar știrea asta care a venit de la guvern, ați înțeles-o cu privire la faptul că mai mulți funcționari publici deja au devenit persoane cu demnitate publică. Mai simplu vorbind, șefii instituțiilor subordonate ministerelor Guvernului Republicii Moldova, de acum încolo nu mai trebuie să treacă niciun concurs. Printr-o simplă semnătură a ministrului sau a prim-ministrului, oamenii actuali zboară și angajează pe cine vor cei de la putere. Dar ce-i nouă în asta? Maia Sandu așa procedează din 2020 când a venit. Dar în an electoral se face asta? Dar lor, ei sunt atât de siguri și atât de aroganți că ei cred că moldovenii se oscavăit. Eu atunci fac cheltuielile președinței. Țineți minte că în Alaiba stătea cu plakatul în fața instituției prezidențiale în 2019-2020, în plină campanie, dodonii costă pe zi 100.000 de lei. Eu calculam bugetul, cât e pe lună, cât nu știu cum a calculat, sau 10.000 de lei. Salarii angajaților la tuturor. Bugetul instituției prezidențiale. Yeah. Ce spune Maia Sandu în campanie prezidențială? Primul ce o să fac, în afară că o să scot gardul, o să reduc cheltuielile instituției prezidențiale. Ce se întâmplă în 3 ani? În ultimii 3 ani, cheltuielile cresc ca pe drojdie. Dar recent? Apoi, stai. Dar înainte cu câteva luni de alegeri, ce face Maia Sandu? Crezând pe noi toți că suntem... Ești transmite clădirea președinței și Condrița de la balanța președinței la balanța guvernului. Și formal cheltuielile pentru întreținere la aceste două instituții se duc în jos. Evident. Și în bugetul președinței e minus este două instituții. Adică nu e reducerea cheltuielilor instituții prezidențiale, dar transmiterea unor active de la întreținerea aparatului președinte la aparatul guvernului. Și în campanie electorală o să iasă Maia Sandu și toți țâncușorii ăștia care îmblă prin studio și o să spui, dar cum? Ia uite, s-a îndeplinit. Cum s-a îndeplinit?
Dar moldovenii doar nu sunt proști, noi doar înțelegem lucrul ăsta și o să explicăm și noi. Deci ea și cu acest lucru. Zic, dar care e problema? Păi e verticală. Păi noi am întrebat și lucru mai evident că ăsta, 75.000 de lei salariul la ministru. Asta fără sporuri și așa mai departe. 6% la pensionari. Și le spui, băi, oameni buni, voi și cu voi. Voi și așa furați. Măcar de ochii lumii, lăsați salariul și la 15-20.000 de lei la ministru. Cât a fost anterior. Nu, dar păi ei trebuie să lucreze. Dar păi ei sunt mai puțin ca pensionari. Da, a fost argumentul. De ce, dacă sunt mai puțin, este crețosul ăsta, cu cereavă, care... Nu știu de care dansează prin baruri. Dar păi ei sunt mai puțini. Hai lor să-i dăm, dar dați-le 1.000.000 de lei dacă sunt mai puțini. Și mai să nu dați-le vreo 5. Eu glumesc, desigur. Păi e ca toate astea, nu? Asta fac oamenii, cum spun rușii, от все дозволенности. Nu le dă nimeni peste mâine. Partenerii noștri externi, așa numiți ambasadori, care dă de peste mână lui Plahotniuc, dă de peste mână lui Dodon, dacă trebuie, încercau să dea. Cel puțin și expune opinia publică. Nu că nu minte pe Mihalcu cum străga prin cabinete la unii miniștri. L-am încercat vreo două ori și l-am dat afară. Deci el cu mine ultimul jumătate de an nu a vorbit Mihalcu. Mihalcu își permitea să meargă în teritoriu și să dea indicații la organizații teritoriale de partid al lui Năstas și la alții să țipi Maia Sandu. Așa face ambasadorul Uniunii Europene. Păi acum ăștia tac. Uitați, ambasadorul a luat apă în gură, cu toate că se pare că în ultimul timp au tot mai multe întrebări față de această guvernare. O să vedem. Vă citesc în contextul ăsta o poziție domnului Cristian Hrițiuc, politolog român. Nu știu cine. Toți zic de partenerii, că e tăcere la partenerii de dezvoltare. Așa, și el explică. Este război hibrid, nu există o altă alternativă pro-europeană, iar cancelarele străine închid ochii pentru că este mai important să nu lași Rusia să câștige, iar din nou puterea de la Chișinău. Doar că de acest lucru se prevalează și pasul. De multe ori fac greșeli, dar de multe ori fac mizerii, tocmai pentru că știu că nu îi trage nimeni de urechi. Deci, de ce... Dar toată chestia asta e temporar, domnule Gonță. Plahotniuc tot și-a permis câțiva ani, așa chestii, până ca la urmă să ajungă să fugă din țară. Păi Maia Sandu, chiar cu toată tutela ei externă, o să ajungă în aceeași situație. Și mulți dintre cei din PAS o să ajungă exact așa. Eu evident nu vreau să iau apărarea ambasadorilor, pentru că ei sunt părtași, complici la tot ce se întâmplă în Republica Moldova. Cu regret, ați avut aici o persoană care spunea în engleză, se adresa către... Eu am văzut acel mesaj. Către ambasadori. Eu le-am spus în față de mai multe ori. Dar văd în ultimul timp să mai aprinde câte un becșor la ambasadori. Mie îmi pare că ambasadorii au înțeles că au fost utilizați cu reforma justiției. Ajungem și la justiție. Cu vetingul și prevetingul. Ei au fost acolo utilizați pe polnei. Haideți să explic acum, să mai revin cu cum au fost utilizați. Okay. O idee bună și niște experți străini aduși încoace, cu salarii secrete, noi nu știm cât primesc, cu imunitate dată pentru secretariatul unde sunt moldoveni, prin lege, le-a dat imunitate la ăștia. Imunitate prin lege, ca să nu răspundă. Pe secretariatul a luat oamenii lui PAS, lui Gribence, și e acolo hotărăs cine ajung la experți ăștia. Dacă e de la PAS și e bun, chiar dacă are dosar penal, n-ajung documentele că au avut dosar penal. Dacă e judecător care are o licuțică de verticalitate, nu vreau să-i numesc, să nu spună că am ușa să zic și este scandal la prezidențial, dar care spun lucrurilor pe nume, nu, o aduce pe mama din Italia să-mi bate în joc public. Păi cam partenerii străini au înțeles că, păi, dar PAS e utilizat pe dânșii, pe post de palezne, nu vreau să spun ce, și-au mimat tot absolut pentru a-și face interesul său. Împreună cu diferiți ungiști și mulți alții profitori de ultimii 10-15 ani. De ce lucrul ăsta se va finaliza? Se va finaliza foarte urât pentru PAS și cei care îi slujesc acum. Eu sunt fiar convins că judecătorii ăștia care tineri, eu să fie judecători. Următorul președinte de țară o să facă dreptate în acesta. Următorul președinte de țară o să anuleze legile ilegale a PAS-ului. O să restabilească procurorul general. O să le dea foaie verde în viață pentru... sau undă verde în viață.
pentru cei care respectă Constituția. Dar noi avem oameni cu verticalitate în instituțiile de stat. Avem în justiție, avem procurori care nu vor să facă ceea ce spune Maia Sandu. Dar avem și de cei care scari la mine, de exemplu, care și la stoi. Nu, glătă, ați văzut un lucru important? Oameni profesioniști normali pe dosarele astea nu sunt. Doar neprofesioniști, profitori, cu experiență de un an jumate, doi, aroganți, doar pe ăștia îi pun pe dosarele Dodon, Stoi, Noglu și alții. Sunt cam aceleși persoane. Cei care au minte și care au experiență, ei nu se bagă în asta, pentru că văd că acolo nu ai nimic. Păi că lucrurile, Moldova, eu sper și cred în aceasta, o să schimbe. Și o să schimbe începând cu sfârșitul acestuia. Deci eu vreau la acești specialiști care eu nu-i cunosc personal. Eu am văzut doar prestările publice. Să nu pierd încredere în faptul că în Republica Moldova lucrurile se schimbe și o să schimbe și o să revină în area normală. Unde oamenii de stat iau decizii în interesul național. Nu în interesul Maia Sandu, nu în interesul Dodon, nu-mi trebuie. Știți ce spun judecătorii? Cel mai bun timp a fost pe timpul Dodon. S-o primit... Laudați aici. Întrebați. O să s-o primit ca când, știi cum spunea moldovanul, s-au dus rușii și nu au venit nemți și nu au venit românii. S-au dus Plahotniuc și nu au venit Maia Sandu. Pe tipul mandatului lui Dodon nu a fost dată indicație nici la un judecător să iei vreo decizie. Lasă vie unul să-mi spună. Nici un procuror, pe timpul când a fost procuror general Stoianoglu, nu a primit indicație să pui pe cineva la dubă sau să deschid dosare penale sau să închidă. Este a fost pe timpul Plahotniuc până la noi și după noi pe timpul Maia Sandu. Da, problema că în timpul domnului Stoianoglu mai mulți procurori mureau de foame. Ei așa spângeau. Păi asta confirmă ceea ce am spus eu. Ei dacă îți deprinși procurorii ăștia să aibă casă cu 5 etaj, dorit nu în Moldova, dar în vreo 2-3 țări, scris pe cumnați, cumnate și verișori, păi așa se întâmplă. Eu am spus într-o emisiune, la mine a fost un avocat în timpul când eram în arest, s-a uitat la casa mea, a zis că, domn președinte, dar eu știu judecător din prima instanță, casa dumneavoastră, adăhait. Păi zic, cum, președinte? A zis că, păi uite, l-am dus în Beci, l-am dus în Pod, l-am dus. Zic că e ca așa trăim. Nu, continuăm, domn președinte, dar peste câteva clipe de publicitate. Acolo trebuie făcut regulă. Acolo trebuie făcut regulă. Dar nu un biet judecător tânăr care vrea să facă justiție în Moldova să-ți bat joc de părinți. E că asta trebuie pus punct. Continuăm peste câteva clipe de publicitate, vă rog. Publicitate, doamnelor și domnilor. Noi am revenit, doamnelor și domnilor. Încă ceva despre justiție. Dumneavoastră, dacă nu greșesc, deja v-ați expus pe cazul domnului Hermann von Hebel, președintele acestei comisii juridice. Noi am văzut că astăzi coaliția acestui bloc de dreapta, format din 4 partide, au depus o sesizare prin care cer retragere din funcția domnului. Respectiv, dumneavoastră la fel ați cerut demisia acestui? Eu nu am cerut demisia. Ați spus că ar fi bine să demisionezi. Nu am spus așa. Nu? Eu am spus că în genere ce se întâmplă în domeniul vietnului și privietnului e bătaie de joc de justiția și de cetățenii din Republica Moldova. Trebuie de anulat complet aceste pseudofiltre ale Maia Sandu care sunt utilizate în interese de partid. Dar reacția domnului Hermann von Hebel de la Jurnal TV, ați văzut-o? Bătaie de joc de cetățenii Republicii Moldova. Eu așa o calific. Adică să iei în răzdat, am vrut să spun ce e. Nu trebuie. N-am spus. Dar am înțeles. Dar toți au înțeles. Bineînțeles. Dar puteți voi acolo să hămăiți câți vreți. Eu am crâșă Maia Sandu și nianii tot una. E ca asta, eu o traduc. Care a fost reacția lui. Dar voi moldovenilor, papoașilor, vreți jucători, dar nu știți voi nimic. E ca așa s-a purtat. Acest, cel puțin eu asta am văzut în prestarea de 2 ore a lui. Atunci când își bătea joc de mama unui judecător, bin ceai și ni deorgăl să își bătea joc. Și a doilea când râsul ăsta așa, cu dispreț. Dar și vreți, care demisie? Eu ne-am 10.000 de euro pe lună și eu am să merg înainte. Dar voi știți acolo, nu interesează. Ce cu cauzele pe dosarele noastre? Merg înainte. Acum e ora 13.07. Încă o dată pentru cei care cred că e bună seară. La orele 14 am ședință de judecată la Buicani. Am fixate pentru următoarele 3 luni, aprilie, mai și iunie, 10 ședințe. Cauze diferite?
toate cauzele. Și Curtea Supremă de Justiție, și Energocom, și Spravca Medicală. Da, pe aia nu s-a apropo, încheiat. Dar pe toate e același procuror, cum a spus un, să nu-i spun, prea urât, un... Domn? Prăpădit. Domn. Profesionist care își bat, deja colegii își bat joc de pur și simplu, să uită că un... Și el în țară, că coșelul cel pe cineva la vede și nu-l vede nimeni. Dar acum am cu Energocom. Dar dosarul cu Spravca nu s-a pus punct. De ce să pui punct? Știu că s-a schimbat ceva în legislația națională. Nu s-a mai schimbat nimic în legislație. Nu te uita la cel care face o emisiune duminică seara și spune că s-a schimbat pentru Dodon. Aberații. Aberații. Dosarul... În altă parte am văzut. Ei, da, hai lasă. Că ok. Mi-e întaie și îmi dau. Eu nu mă mai uit eu 4 ceasuri la tine când am ce faci duminică seara. Dar, nu, merge înainte. Și unul, și a doilea, și a treilea. Cheamă martori, cheamă martorii din partea procuraturii în genere, asta e circ. Toți, pe așa numitul, renumitul video care este la Curtea Supremă de Justiție, toți martorii vin și spun, băi, dar noi nu știm, noi am văzut în presă. Avocați mi-a întrebat, voi ați participat, voi știți ceva concret? Nu am văzut din presă. Păi ce fel de martor tu ești? Tu ești martor din partea acuzării, înseamnă că tu ai fost prezent, știi ceva concret pentru. Chiar și același Liniță, care mă atacă mini-permanent, care sunt conservele lui Plahotniuc, trebuie să știu de chestia asta. Chiar și acela a venit și eu spus, concret, știi ceva? Da, el precis că e corupt, dar cum? Nu am văzut, n-am participat, nu știu. Toți spun același lucru. Dacă așa s-au făcut dosarele astea, pentru că oamenii profesioniști, ei nu vreau să apuci, s-au apucat ca niște prăpădiță. Și dacă s-au apucat profesioniști? Nu găsau nimic. Profesioniștii au văzut și au spus, băi, de aici nu e dosar. Nu poți. Doar că mai s-a înducerut de la Stoinoglu să deschid dosare și pe mine și pe mulți alții, a spus, dar asta nu e dosar, aici nu e legal. Aici nu e nimic, nu poți. Unde este, este. Unde nu este, nu este. Și găsesc niște copilași de ăștia care zic, dar noi să mergem. Ia ca ce se întâmplă cu dosarele. De ce să comentez prea mult? Acum și-s 2 ani. Pe data de 22 mai, de ziua Maia Sandu. Sunt 2 ani de când a început toată nunta asta. 2 ani de zile, trecut și trec în continuare cu familia prin toate chestiile astea. Dar o să trecem. Totuși, la dosarul ăsta, cel mai important este o neclaritate. Pe multă lume a pus în dificultate mentală. Știrea care sună în felul următor, Centrul Național de Expertize de Judiciare, de pe lângă Ministerul Justiției, a informat Curtea Supremă de Justiție despre condiții de efectuare a expertizei judiciare a înregistrărilor video, potrivit copiilor documentului, se începe expertiza în martie 2025? Pentru noi tot e straniu. Noi am solicitat în instanță să treacă mai repede expertiza. Eu am două explicații. Una obiectivă, una subiectivă. Partea obiectivă, cei de acolo spun, pentru că este Ministerul Justiției. E o instituție sub Ministerul Justiției. Așa. Ei spun că au foarte multe expertize. Și, la rând, asta ar fi luna martie 2025. Asta e partea obiectivă. Partea subiectivă, care eu cred că probabil aceasta și este, guvernarea a dat indicație să nu se facă expertiza, pentru că ei știu la sigur că video este trucat și lucrul ăsta se vede cu ochiul liber, e ca noi cu dumneavoastră, dacă să ne uităm acum să-l punem, acolo se vede cum e tăiat, că sus merge ceasul, știți cum merge? Când se filmează, scrie ora, 13:41, 13:41, când merge 13, de exemplu, 21, și peste 3 secunde, 14:03. Se vede că e tăiat și lipit, tăiat și lipit. La unele videouri, așa numite, asta e proba de bază a procuraturii, iar întoarcem la nivel de profesionalism a procuraturii, a procurorilor respectiv. Acolo subtitri. Adică eu vorbesc în limba de stat, dar jos se spuse subtitri. Se vede că s-au lucrat la video și spun subtitri. Dar legislația spune că proba trebuie să fie autentică și trebuie să fie originală. Eu nu mai vorbesc de faptul că toate videourile astea sunt nesancționate, puse prin umbrele camerei în cabinet la Plahotniuc. Și după asta tăiat și lipit. Și atunci, evident că, înțelegând că asta așa e, și orice expert va spune că asta e trucat, ei spun, băi, nu vă grăbiți, că sunt alegeri prezidențiale, dacă Dodon participă și îți demonstrează că e trucat, îi majorează șansele Dodon și arătăm noi idioți, cum mai Sandu în frunte. Păi hai să începem peste un an, în 2025. Dar expertiza o să dureze vreo an încă plus. Și atunci pun întrebarea. Olesia Stamatiu a fost la dumitale aici, mare eroină. Când a fost transmisă dosarul în 2022 în judecată, în septembrie, super până în an nou îl condamnăm pe Dodon.
Adică atunci vroiați urgent, dar acum cereți să fie întins proces. Tot asta denotă încă o dată că aceste dosare nu au nicio șansă. Și atunci îmi întreb o întrebare azi, procuror de care vorbesc eu. Păi dacă tu ești procuror profesionist, de ce n-ai făcut expertiza la momentul începerii urmăririi penale? Uite, tu ai obținut proba asta. Fă expertiza, scoți argumentele noastre. Fă expertiza și transmite dosarul în judecată cu expertiză, cu tot. Doar evident că noi să cerem expertiza. Nu a făcut-o. Nu a făcut-o pentru că știu ce e acolo. De ce e ca ce se întâmplă cu această expertiză? Noi o să insistăm și cerem în continuare expertiza să fie făcută de urgență. În 2-3 săptămâni, o lună să fie făcută și să fie dată publică. Știm toți ce a fost acolo. Clar. Continuăm tot cu alea justiției un piculeț. Vă rog, ați văzut declarația de astăzi a doamnei Veronica Drăgălin? Ce așa lungă emisiunea asta? Pentru că avem subiecte multe. Hai. Declarația de astăzi a doamnei Veronica Drăgălin. Deci de la 1 aprilie, Procuratura Anticorupție a rămas total descoperită cu privire la asigurarea operativă pe dosarele de competență a Procuratorului Anticorupție, zice doamna Drăgălin, adică pentru infracțiuni de corupție la cel mai înalt nivel. Deputați, judecători, miniștri, procurori, instituția noastră, zice doamna, n-are resurse umane și materiale să asigure urmărirea vizuală și așa mai departe după text. Impedimentul principal la acest moment este lipsa de suficient spațiu pentru angajații Procuraturii Anticorupție. Ea continuă, dacă conducătorii instituțiilor de stat vor refuza să permită folosirea spațiilor publice în interes public, degrabă nu vom avea nici studenți, nici profesori, nici academicieni în țara noastră ca rezultat al corupției. Ce e de făcut dacă nu e sediu, nu e spațiu? Plăhomul tansorul? Pămișenie, Mișraitul. Ai enervat-o pe Drăgălin, că o să mă mai deschid două dosare. Eu nu Drăgălin acum spun. Drăgălin este persoană naivă, cu intenții bune, care a venit de peste ocean și s-a gândit că aici se începe împreună cu Maia Sandu, care a desenat că aici nu știu să fie. Că aici o să lupte ca comisar Catani. Și aici băieții buni din clanul Plahotniuc-Șor au luat-o în plen, în sensul figurat. Și ei spune, de ce nu-s dosare? Cum? N-avem spații. Dar n-avem microfoane, dar n-avem cameri, n-avem nică, doamna Drăgălin. N-avem, nu ne ajunge. Păi, oameni buni, doamna Drăgălin, pe timpul Plahotniuc, tot în clădirea asta ședeau. Aceiași oameni. Sau alți oameni. Dar tot atât spațiile astea erau. Și n-aveau probleme cu toate chestia asta. Și chiar nu înțelegeți, doamnă Drăgălin, vă utilizați și vă pune cap în cap. Și atunci când vă vâră, hai să luăm clădirea Academiei de Știință, hai să luăm clădirea Universității de Medicină, pedagogi. Eu chiar nu înțelegeți că special fac chestia asta împotriva dumneavoastră, imaginii dumneavoastră. Și dumneavoastră ieșiți cu așa mesaje publici. Nu v-ați lăudat recent că ați înțeles specificul moldovenesc. Nici o pleașă nu ați înțeles. N-ați înțeles specificul moldovenesc, că e ca băieții deștepți. Echipa lui Plahotniuc. Ei controlează anturajul lui Drăgălin. Și în Picicoc și în Procuratura Generală. Ei vă joacă în continuare, cum v-au jucat și pe Maia Sandu ultimii 3 ani. Voi ați făcut greșeală că l-ați scos pe Stoianoglu. Numai Stoianoglu puteți să-i pui la punct pe ei. Apropo, dacă nu vreți să Stoianoglu să fie candidat comun la prezidențial, puneți-l Procuror General. Doamne Maia Sandu. Dacă nu vreți să fie candidat unic, în puterile neva, semnați de client. Și el o să clarifice în procuratură. Stoianoglu o să facă regulă în procuratură și o să lupte cu mafia asta. Eu știu despre ce vorbesc. Așa că ia că ce se întâmplă cu doamna Drăgălin. Așa că, doamna Drăgălin, cu toată stima față de intențiile bune ale dumneavoastră, dar ne-a scris vorba aceea că drumul spre iad este păvat cu intenții bune. Pe că, cu toată stima față de intențiile bune, nu permiteți șmecherilor din jur să vă utilizeze în halul ăsta. Eu nu înțeleg contra cărei corupții mari poate lupta doamna Drăgălin dacă domnul premier Dorin Recean ne spune că noi corupție la nivel mare nu mai avem în Republica Moldova. Nu crede Recean în asta. El cum e prieten mare în ghilimele cu spânul, el deloc nu crede în asta. De. Și simplu, ei când o să înceapă să vorbească la un anumit etap, dar nu acum. Acum ei trebuie tot să arăte că se echipă, pentru că trebuie să o realeagă pe așa numită regina lor, Maia Sandu. Dar ei când o să începe când o să buhnească, dar eu zbuhnească. Păi să aflăm tare multe lucruri. Noi acum le intuim, le pescuim, Telegram canale, dar acolo, Doamne ferește, se întâmplă. Așa că nu crede Recean în asta, ce spun eu. Eu înțeleg.
El trebuie să iei o gazetă ca pasului, să îmbli prin teritoriu, cu toate că nu precrede nici în asta. Dar să arăte Macroleac, este membru a echipei. Da? Domnule Cean, nu, puteți om serios, vă ocupați cu. Haideți un piculeț despre ale economiei, vă rog, dar începem cu, sau cităm pe ministrul economiei. Deci, Moldova a încheiat anul trecut cu o creștere economică de 0,7, ceea ce reprezintă o cifră foarte modestă, spune domnul Dumitru Alaiba. Moldova se află la coada Europei după nivelul dezvoltării economice, spune tot acesta. El continuă că pentru un avânt economic, țara are nevoie de o creștere anuală de cel puțin 8%. Și cine le-a încurcat să asigure creștere? Asta voiam să întreb. Cum se traduc declarația asta în limbajul normal după 3 ani de guvernare? Eu o întrebare am simplu. Dar de ce în Ucraina, care e în război, creșterea economică este, dacă nu greșesc, 5 și ceva ani? Anul trecut. Ucraina în război, distrusă. Deci în Georgia creșterea e peste 10%. Și multe, multe alte țări. Și e clar de ce. Pentru că noi avem așa guvernare la noi. Să ai toată puterea în mâini. Să ai așa susținere fără precedent din partea europenilor și americanilor. Nu au avut nicio guvernare. Miliarde, miliarde investite. Și nu poți face nimic ca oamenii lucrurile să se simtă, să trebuie să fii tare deștept, în ghilimele. De ce? Niciun fel de creștere economică nu este. Noi avem scăderi pe toate, absolut pe toate domeniile. Noi avem scăderi la investiții, cel mai important indicator. Noi avem întreprinderi strategice care își închid activitatea. Unicii care obțin profituri sunt băncile comerciale controlate 93% de investitori din Europa și America. Apropo, băncile au trecut peste, dacă nu greșesc, 4 miliarde de lei profit net. 4 miliarde de lei profit net băncile comerciale, sistemul bancar. Spuneți, vă rog, de spatele cui au luat banii ăștia? De spatele nostru, cu dumneavoastră. Știți că nu a încasat Moldova Growing Bank anul trecut profit net? Nu am nimic împotriva băncii să nu supere cei din MAIB. 1.200.000.000. De ce spun această sumă? Știți cât a cedat Plahotniuc pachetul de control aproape 42% europenilor din Moldova Growing Bank? Nu știți? 450.000.000 de lei. În anul 2018 l-a luat de la Platon, l-a luat la stat și a plăcedat americanilor cu 450.000.000 de lei banca, care anul trecut doar într-un an 1.000.000.000 și ceva profit net. Ai stat de la business. Moldincom Bank. Vândut cu 700.000.000 de lei în 2019. Anul trecut 970.000.000 de lei profit net, doar într-un an. Și despre care, da, acolo e bine. Sistem bancar e super. Dat sub americani, sub europeni. De tot e super. Mai aprobă aprobat legea acum cât să trecem. Noi nu putem să cumpărăm din începând cu câteva luni. Doar prin... Nu poți să te duci să cumperi un apartament. Trebuie să duci la bancă să pui banii. Doar nu poți să achiți cash, știți. Un automobil vreți să vă cumpărați? Nu poți să achiți cash. Trebuie să duci la bancă să pui banii. Și așa, două elemente. Prima, pe diaspora să iei din fund și a zică, dar de unde luau banii? Și ca pe mama judecător la spui, ha, la negru, dar adă-mi sprav că mergi la negru. Și a să vedeți ce o să aibă diaspora asta cu... Dar pe de altă parte, încă un sursă de venit pentru sistem bancar. Care de pe noi o să mai juchească încă și la anul o să aibă deja 5 miliarde jumate, 6 miliarde de lei profit net. Da, un sector e super. Tot ia și mă lăsă banchirii. Dar de ce? Pentru că acolo lucrează rudele la prim-ministru, la miniștri și așa mai departe. Și de ce? Pentru că sunt controlate de americani europeni care țin crâșa la guvernul ăsta. Păi, poți să înțelegi pe agricultori care spun, oameni buni, ne-au luat pământul, ne-au luat tractoarele. Și acolo sunt băieți, azi au fost la tine aici, care și-au deschis cărțile că le-au promis să fie miniștri și deputați dacă protestează împotriva lui Dodon și Chicu și Aru cu tractoarele în fața Parlamentului. Și unde ați ajuns? Tot în voie a venit bumerancul. Dar dacă vorbim de economie, eu pot să vorbesc frumos, vă dau toți indicatorii. Dar chiar vă rog, pentru că l-am și pe domnul Chicu. Dar asta e realitate, de fapt. E dezastru total în economie. Se închid întreprinderi, se închid zeci, sute, mii de locuri de muncă. Oamenii pleacă. Încăsările la buget ca consecință scad. Și din partea corupției la vamă, la fisc, dar și din considerentele că sectorul real al economiei se îngroapă, se duce în jos. Și nu se vede, nu se vede capul. Și pe fundalul ăsta, când iese un prim-ministru sau un ministru
Și declară că, uite, de la noi tăte e super și mii de investitori vin, sute de investitori vin. Da, asta, recent au spus că vin zeci de investitori. Voi asta puteți să o spuneți în cabinet la Maia Sandu și să vă laudați unul pe altul și să vă bateți din palme. Realitatea e cu totul altă. Eu știu, discut cu sectorul real al economiei. Oamenii închid întreprinderile, oamenii nu cred în viitorul acestei țări. Cu regret, și asta e realitatea. Din cauza războiului? Nu, din cauza guvernării. Fugecura de la Comrat nu a fugit din cauza războiului. Întreprinderii cu câteva sute de lucrători. Ăștia din zona economică liberă de la Bălți, de la Orhei, apropo, examinează. Ei nu fug din cauza războiului. Ei fug din alte considerente. Ei n-o să spună deschis, pentru că sunt diplomați, dar ei fug din cauza deciziilor, mesajelor tâmpite ale acestei guvernări și legilor aprobate. Eu pot vă spun, într-o țară europeană, unde am cunoscuți, după declarații de tipul ăsta prim-ministrul și președintele, că e hibrid, vin rușii și tot o să fie rău, a venit președintele Asociației Investitori și a spus, oameni buni, nu mai spuneți așa ceva, dacă mai spuneți odată, noi închidem câteva zeci de întreprinderi și am plecat din țara voastră. Care-i sensul? Dar ei interesul politic sperie lumea cu război, cu toate, au pus mai presus. Ca locuri de muncă, ca investitori și multe alte lucruri. Ia ca ce se întâmplă în economie, real, nu ceea ce povestesc ei. Asta este realitatea. Investigația domnului Veaceslav Ioniță cu privire la gazele naturale, ați lecturat-o sau măcar pe diagonală, v-ați uitat? Evident că m-am uitat. Noi cu domnul Ioniță ne știm, ne contrăm, luptăm, discutăm. Că v-am prietenit, începând cu 2005, când eu am fost viceministru economiei. Îl știu foarte bine. Și am citit ce a spus domnul Ioniță. Domnul Ioniță, poți să spui tot ce vrei. Poți să-l faci în tot felul. Dar atunci când faci o analiză economică, o faci pe cifre reale. Și o face profesionist. Repet, noi, eu eram ministru economiei, el era idis viitorul. Hai, ne criticau în fiecare zi. Eu vine în contraargumente, dar tot timpul am fost, pe, apropo, pe poziții corecte din punct de vedere a oponenților dialogului politic. Comparativ cu ce face acum. Eu mă întâlnim pe stradă, mergem, și el mi-a spus că domnul președinte, domnul ministru, încă spun domnul ministru, încă de când era ministru. O să că și voi erați, o să că dacă ești, parcă s-a noștri. Dar să-mi sară în cap așa cum în sară ăștia, pentru că am făcut o analiză corectă. Cu prețul la gaz, cu cât e prețul mediu în Europa, cât am plătit noi suplimentar. Dar analiză care demonstrează încă o dată în plus ceea ce am vorbit noi cu dumneavoastră în acest studiu și în alte studiuri, de multe, multe ori. Noi am plătit miliarde, zeci de miliarde de lei suplimentar, care s-au dus nu știm unde. Și procuratura, din informațiile mele, evident că lucrul ăsta îl investigează. El investigează, dar, atât timp cât nu este un procuror independent, acolo nu o să fie dus nimic până la bun sfârșit. E de aceeași vor procurorilor, ca nimeni să nu investigheze fără de legile care le fac. Încă ceva despre gazele naturale sau gazele chefiat. Consumatorii casnici din Moldova vor utiliza în premieră gazele din Statele Unite ale Americii. Timp de două zile, pe 1 și 2 aprilie, consumatorii casnici de la noi vor utiliza în premieră gaze americane. Este vorba despre un volum de testare cu gaze naturale lichefiate importate de Energocom prin terminalul, nu știu cum se cheamă, din Grecia, dat recent în exploatare. Eu m-am ocupat de sectorul gaze, fiind ministru economiei și energetice în perioada 2008-2009. Deci eu să cunosc ce înseamnă acest lucru. Faptul că a venit un vapor, un tanker cu gaz din mare, din Statele Unite, a ajuns în Grecia, asta nu înseamnă ieri. Nu înseamnă că noi ieri sau azi deja am început să consumăm gazul de acolo. De ce aceste declarații care se bat cap în cap, apropo, cu ceea ce declară Parlicov câteva zile în urmă, că de la 1 mai reluăm să cumpărăm gaz de la Gazprom. Adică deamul Gazprom nu e rău. Deamul e bun. De ce ei se contrazic? Nu știi dreapta ce face stânga și altele. Abordare total neprofesionistă. Da, poți să spui că, uite, într-adevăr, noi am găsit gaz. Spune-i, te rog, prețul. Adică am cumpărat Energocom din Statele Unite. Cât acolo? 3 milioane sau 10 milioane de metri cub, nu știu cât în cap pe navă ce. De gaze. El a ajuns, el pe noi ne costă atât. Transportul de acolo, din Grecia, până aici ne costă atât, pentru consumatorul final, prețul o să fie cu tare. Comparativ cu ceea ce îmi dau rușii sau românii sau ucrainenii, ia ca prețul ăsta. Nu, așa se face, nu?
Dar nu declarații, pur și simplu de declarații, că uite, gata, cumpărăm gaz din Statele Unite. Nu știu cum vor. Nu văd. Profesionalism aici nu văd. Nu văd sensul. Și la final, haideți, domn președinte, noi să fim primii care discutăm acest subiect în această săptămână. Deci sunt lucruri care încă nu le-am discutat cu toți. Da, duminica asta, 7 aprilie, se fac 15 ani de la cele evenimente din 7 aprilie 2009. Da, de Bună Vestire, sărbătoare mare religioasă. Mănâncă pește, apropo. Pentru cei care sunt post. Da. Până la urmă, după atâția ani, v-ați tras o concluzie generală? Sau, pentru că până acum sunt teorii ale conspirației, alții consideră că, păi, au ieșit spontan, polițiștii care urmau să gestioneze nu prea s-au gestionat cum trebuiește, au scăpat lucruri de sub control, noaptea polițiștii erau enervați la maxim și când au început să ia sus toți protestatarii care mai erau în piață, s-a încheiat, a fost o tragedie, sau totuși au venit americanii, rușii, Cosmosul, Marte? Ce credeți dumneavoastră? Domnul Gonța, chiar mi-a scăpat că suntem la 15 ani. Eu am fost martor ocular la toate evenimentele de atunci. Eu eram ministru economiei, prim viceprim-ministru. Nu știu dacă am mai povestit undeva în emisiuni. Pe data de 7 aprilie 2009, dimineața, noi am avut o ședință la domnul Voronin, împreună cu doamna Greceanu, domnul Talmaci și domnul Reidman. Ei au plecat și eu am rămas cu domnul Voronin. Și când au început să intre la etajul 1, eu eram cu Voronin în instituția prezidențială. Eram la etajul 3. Noi am plecat ultimii în 2, am plecat pe ușa din spate, care mai târziu știam care ieșirile, după ce am fost și șef de stat, și am plecat la guvern. Unde toată ziua aceea și până dimineața am stat împreună cu doamna Greceanu, din când în când venea și domnul Lupu, care mai dispărea. Și mi-aduc aminte cum domnul Voronin m-a rugat și m-a însărcinat să mă duc, dar era deja și în fața guvernului foarte multă lume, care vreau să intri. Și m-a însărcinat să mă duc să-l găsesc pe Filat, Urechianu și pe Chirtoacă, în masă și să-i aduc la întâlnire cu dâns la etajul 5. Și eu am fost cel care l-am găsit pe Filat, pe Urechianu și pe Chirtoacă și i-am rugat ca prim-vici prim-ministru, invitație oficială la Voronin să ne așezăm să discutăm atunci când a fost prima ședință pe data de 7 aprilie, între 2:30, dacă greșesc. Prerea mea ce a fost aceasta? Pentru că asta e scurt. Eu cred că a fost primul pas din partea grupărilor oligarhice care mai târziu au preluat statul Republica Moldova pentru a scoate comuniștii la guvernare. Eu nu știu dacă au avut ei susținere externă. Dar nu cred că a fost un plan străin din ceea ce mi-aduc eu aminte și analizele care le-am făcut pentru a scoate comuniștii de la guvernare. Erau convenabili atunci comuniștii. Erau pentru integrare europeană. Pentru ce un european să-i scoată? Rușii să vină tocmai de acolo, să facă nu știu ce prin europeni, e prea sofisticat chestia asta. Deja se restabileau relațiile cu rușii, îmi aduc aminte, în 2008, primele contacte din nou cu Putin, în 2009, eu la unul am fost prezent, al Voronin. De ce eu cred că grupările oligarhice de pe intern, nu o să dau nume, că nu o să fie corect, înțelegând că păstrarea lui Voronin în continuare, Voronin putea să-i termine pe unii dintre ei și avea păcăturile astea, bune sau rele, a dus la ceea că aceste grupări au vrut să-l scoată pe Voronin și văzând rezultatul nu în favoarea schimbării statului quo în Republica Moldova, hotărât să meargă pe scenariul ăsta, fiind pregătiți din timp. Eu așa cred. Clar. Cu regret nimeni n-a fost tras la răspundere. Cu excepție la câțiva polițiști care și-au făcut datorie că nu au apărat clădirea, care au primit cu pietre în cap. I-au făcut eroi pe cei care au dat foc la clădiri, iar polițiști care și-au îndeplinit datoria și-au bătut joc de ei. Bun, domnul președinte, eu vă mulțumesc tare frumos pentru faptul că ați fost la noi la emisiune. Vă doresc mult succes în tot ceea ce faceți și ne revedem neapărat aici în studio. Din nou, peste o lună, două, pe luna mai, când o să determinăm candidaturile la prezidențiale. Minunat, lansăm știri aici. Mulțumesc, domnul președinte, stare. Mersi. O zi bună. Mulțumesc, merg la judecat. Doamnelor și domnilor, atâta vă să fie la ediția de azi a emisiunii Puterea a patra, să trăiți frumos și bine și să vă văd mândri.